Dar noi o să vedem aici câteva lume este. Nu știu. Până să iasă primul. Bună seara! Da, cred că e normal. E ok, dar să începem să vorbim, că... Vedeți și tu din feed. Să putem să vedem dacă cineva... Dacă nu vede. Ah, se vede. Așa, minunat. Salut, turor. Salut, primul vizitator. Salut, salut. Noi abia am început. Asta-s eu. Asta tu. Noroc. Noroc. Salut. Noi am început tare ciudat. Ai, tehnica asta. Cum ai nerușit. Specialiști. Așa, în seara asta l-avem drept invitat și în atenție pe... Nici nu știu, că e o listă foarte mare să vorbesc. Social media coacher, cursuri, agenție, organizator de evenimente. Deci hai să dăm cuvântul, pur și simplu, Dumitru Talmazan și da, te prezinți. Dar nu știu dacă... Pot să mă asociez, știi, cumva din titluri. Eu cred că, pur și simplu, Dumitru Talmazan, mie îmi place să cred că am treabă cu digital comunicare. E așa. A, tu, căreci, branding personal, cum o zis Lebedev în interviu cu Vduli? Că cel mai gine când promovezi numele, în denumirea companiei, trebuie să fie numele, da? Da. Și ăștia, de asta, anume, mință ideea asta. Hai să începem un format, deci, prieteni, puteți să dați întrebări și noi să le citim și o să răspundem la ele. Dar eu am pregătit aici un șir de întrebări ca să începem așa, să descoperim povestea lui Dumitru și să începem cu o întrebare simplă. Cât timp ești în digital? De unde provii tu? Nitori nu a fost interesant să urmăresc prin Google Search, YouTube Search, diferite videouri și cum tu explici una, cum explici a doua, a treia, a patra și din ce an cam? Tu ai găsit videourile acelea cu decor, da? Eu tot le-am găsit. Uite, că tare tema de Facebook, eu am avut vreo câțiva ani buni în urmă, agenție de denunț, ea se ocupa cu decor, uh-huh. Și practic atunci am început eu să fac digital comunicare pentru uh-huh. mine. Uh-huh. Dacă ți amintești, erau posteri în care puneai pe lângă bună dimineața, puneai poză cu tine sau cu brandul tău, uh-huh. sau cu cafeaua. Uh-huh. Abia că eu de atunci sunt în social media. Uh-huh. Așa, eu sunt social media de când spuneau poză de bună dimineața. Uh-huh. Nu, că sunt care și până mă. Doamne! Stângeții! Nu, nu, este, depinde. Cu siguranță, depinde și dimineața, da. Și apoi. Dar ideea e simplă că am început să fac comunicarea asta și cumva am nimerit în mai multe valori. Uh-huh. După agenția de nunț, am trecut în a fi un fel de partener la un proiect online. Uh-huh. Am lucrat la un proiect de cupoane, variante de astea. Uh-huh. Tot temă care a fost în hype cândva. Da, da, și, da. Și respectiv și acolo era segmentul ăsta. Pe urmă am lucrat ca angajat la câteva companii în social media. Uh-huh. Și iar așa a început calea mea, cred că dacă se număr vreo 3 ani activ, mm-hmm. de 3 ani de zile, că am treabă cu Facebook-ul, în special. E cam puțin la cât promovare faci tu, ni s-o creat impresia că ești de mai de mult, de vreo 5. Apoi cum ați zis, și nu ați zis de branding acum. Lebedev. Da, asta. Întrebarea logic care ar fi, dar ce te-a făcut? Adică când a fost senzația și aia, că gata, tu te ocupi de digital și... Pentru că eu cam pe aceeași cale. Tot am avut un proiect separat care trebuie să-l promovez. Ok, despre asta îți vorbim altă dată, dar asta cam... Asta este tema în social media culise. Tema cu... Măi, eu mi-am dat seama că Facebook, eu acum cred că mă asociez mai mult cu Facebook. Mm-hmm. Mi-am dat seama că platforma asta are niște... Și eu mai mult chiar încă și de reclamă. Așa sunt eu, forța mea. Mm-hmm. În content eu... În Udina, te rog, mă pierzi. De ce momentul vine că eu pur și simplu mi-am dat seama că gândirea mea e construită foarte strategic. Uh-huh. Mie îmi place să vede strategic. Uh-huh. Și când tu dai de audiență, interacționezi cu pixel, vezi segmentele, eu caifuiesc de la proces. Adică aici, în real, e un proces în care tu pur și simplu construiești un fir logic între task și unde trebuie să ajung clientul. Uh-huh.
Și e ca, începând să studiez singur și acum continuu, inclusiv că cine ne aude, foarte mulți încep să pui, nu știu, basic întrebări chiar, câteodată îmi scriu. Este blueprint-ul, este nenea Google-ul, este Facebook-ul. Informația este peste tot. Tu când vorbeai da, de... corect, dar blueprint-ul, apropo, chiar ne-am pus și eu un scop până primăvară să-l trec, nu știu cât de realizat. poate că chiar cineva poate are întrebări pe blueprint, am câteva gânduri pe subiectul ăsta, apropo. Și e că mi-am dat seama că momentul ăsta de analiză, de setare, de gândire la rezultat final, Facebook mi-l-a oferit. Și eu am simțit așa de mai eu. Așa o întrebare ne-am notat. Te-am văzut în câteva videouri cu logo-ul Rocket în spate. Deci una din agenții Granat la care ai lucrat. Da. Deci se primește că în 2017, în noiembrie, am colaborat câteva luni cu Granat, cu Artur. Chiar am lucrat part-time la Granat, media strategie. Lucram anume pe segmentul de campanii. Anume tot ce ține de setarea campaniilor, analizelor și lucru strategic. Și atunci... În Excel-ul? Word. Și atunci am pornit chiar și câteva videouri gen how to, anume cum se face asta, Și deci sunt chiar și pe pagina. Chiar și pe pagina mea sunt anumite unele proiecte unde chiar și indic experiența asta. Dar ce-a apărut prima? Școală sau agenție? În primul, în general, e că acum momentul cu ce fac eu este ASAP Digital Team, este agenție. Este proiectul Talmazan Digital, care este școală, hai să o numim așa, că nu e școală. Și cu siguranță la început momentul era de practică. Pentru că eu cred și poziția mea este una foarte simplă. Cei care ne aud foarte deseori, în ceea ce noi spunem sau când ne dăm cu părerea, în grup eu văd, omul spune părerea, dar bine te bombardează. E că eu cred că social media este o perspectivă în care tu ești ceea ce la proiectul la care ai avut posibilitatea să lucrezi, bugetele cu care ai avut posibilitatea să gestionezi. Lucrând un social media manager basic, nu ai de unde să cunoști. Eu am avut fericită ocazie, inclusiv proiecte terțe, inclusiv Granatus, să lucrez cu proiecte mai mari, care să-mi dea posibilitate să am acces la bugete, la planuri și la strategii care să mărească vizorul, posibilitățile. Și e că, într-un moment dat, am spus de ce să nu șaruiesc asta mult mai responsabil și să iau și bani pe asta. Una este când îți dau un sfat la telefon, pentru că eu foarte des am spus, Dima, cât costă consultații? Și eu am răspuns foarte simplu. 50 de euro. 100? 100 de euro ora. Dediu, hai să ridicăm. Nu, dar ideea e simplă. Ideea e simplă, că eu spun că eu pot să te consult la telefon gratuit. Deci tu pune întrebarea, eu la telefon îți răspund, dar dacă trebuie să dedicăm mai mult timp, ori du-te și nu dormi ca mine câteva nopți, studiază, ori investești. Adică evident. Nu este informația, oricum, când plătești omul, tu ești un pic mai responsabil. Nici omul când mă întreabă la ce cursuri ai învățat și... de unde știi tu social media și cât te-a costat? Și eu spun, mine cursurile în social media m-au costat 15.000 de lei astea, sunt banii care eu am cheltuit experimentând de publicitate. O, da, asta tot, mulți... Așa, un vânt. De ce, eu nu știu, chiar ar fi o idee în sensul, știi, de... Poate să fac un fond de testuri, ha? Un fond de ce? De double testing-uri. Poate. Da, nici nu știu cum de organizat, că așa de multe idei. Eu pe mine așa m-am bombardat cu multe idei, eu nici să le... Pur și simplu, știi că ce vorbim de setare și de chestii. Că noi avem foarte multe instrumenturi, și așa blueprint. Eu studiind și am mai ies la faza finală, când sper să dau examenul. Chiar așa. Da. Îl dau până când la 68%, trebuie 80. Adică mai am o leac. Dar cât ți-o luat să iasă la... Eu deja de un an îl trec prin mine. Serios? Problema la blueprint e că cine... Eu două luni îl trec. Nu, poate tu și îl treci în două luni. Eu doar spun, știi care e o chestie? Vine că ei îți spun, spre exemplu, ai 50.000 de euro și ai faci tu cu dași. Adică acolo contentul nu e pentru Moldova.
tu cu... Și aici foarte deseori training-urile care vin de psihotare nu sunt relevante pentru noi. Mm-hmm. Pentru da. Că ei vin cu un mindset care, blin, tu aici ai 10 bucks-uri de boost, fă ciuda. Da. Adică și acolo el spune, gen, dacă vrei să acum Facebook permite ca să cumperi reclamă, nu să faci promovare. Mm-hmm. Și să faci campanii complexe cu televiziunile. Și atunci, acolo bugetul minim, 400-600 de euro pe 10-20 zile. Mm-hmm. Câte companii în Moldova la noi sunt gata să dai așa mai? Nu sunt. Nu știu foarte puțin. Și nu știu cum asta, pentru că funcționalul Facebook încă și e limitat în Moldova. Da, de ce și vine în contextul blueprint, cine vrea să se apuce, trebuie să fie gata că acolo foarte multă informație să trebuiască cumva să o studiez, e ca așa, cumva să te gândești din altă perspectivă. Știi ce am uitat eu să întreb? Eu mă uit. Să aude. Dacă să aude, da. Văd că sunt 32 de persoane online pe 31. Așa mă bucură cifra asta, așa, ce ne-am adus aminte, dar noi ne auzăm în general pe... Ia spuneți, cât de bine. S-aude ori nu s-aude? Și... Nu, dacă sunt 30 de oameni și ne ascultă, înseamnă că s-aude. Aia ca aici, noi avem și întrebări. Ce părere aveți de piața liderilor? Liderilor? Nu liderilor, cred că liderilor. Lid, da? Piața ledurilor. Nu, ei întreabă chiar de leduri, presupun eu. A, cred că comparativ? Dacă vorbim de offline, dacă noi spunem că LED-ul ar fi offline-ul, uh-huh. Eu și cred că e ca cu un fir roșu 2018 la mine se începe, este cu oamenii prea mulți în Facebook. Ah, tu numai din perspectiva asta. Adică, uite, nu, serios, e ca momentul de marketing, nu știu de ce toate companiile, înțeles că Facebook asta e departamentul de marketing. Da. Și toate problemele care le-am... Atât noi suntem de genul, promovăm Facebook. Da, facem training-uri, seminarii. Da. Nu, apoi că training-uri și seminarii noi facem ca să educăm da. Populația. Inclusiv și ele gratuite. Despre care... Asta ajunge. Stai că eu așa am pregătit așa întrebări, da? Și tu... Și eu deschid portenul. Nu, dar ideea vine care de leduri. Eu cred că dacă voi aveți capacitatea să uniți mai multe segmente, ziar, influenceri, social media, iarăși, mm-hmm. Facebook reclamele, Adnoclasnici. Dacă aveți posibilitatea să fiți la TV. Contact, am auzit că sunt milion de utilizatori acolo. Arată statistic. reșind din asta, dacă e posibil, eu cred că are relevanță. Dacă tu ai 100 de bucks-uri și te gândești unde se cheltui, mm-hmm. apă în Facebook cheltui. Apă în pleante. Îți poate și în pleante. În pleante, în flyere. Deci, adică, pledurile au sens. Nu neapărat că o să-ți convertească și o să poți numeri direct, numai dacă nu o să pui un număr telefon sau nu știu ce. Dar pentru vizibilitate și branding, și dacă asta îți permite bugetul, atunci eu... Păi eu offline, în general, îl văd pur și simplu ca vizibilitate. Adică, oricum, până la urmă, Facebook publicitatea asta e target și vânzare și evident că generarea contentului tot pentru comunicare sau ceva. Dar dacă merge vorba de companii mari cu bugete mari, evident că LED-urile și în general ne pare că toate instrumentele sunt de folos. Ar fi inclusiv și LED. Pur și simplu LED-urile sunt puține la noi în oraș. De comparativ cu Japonia, de exemplu. Nu știu câte LED-uri comparativ cu Japonia, Moldova e puțină. Comparativ cu Japonia. Uite cu oamenii și mă întreabă, să aude, dar o spun că tu te auzi rău. Eu mă aud rău, azi vorbesc mai tare. Da, eu arăt ghinion, zic. Da? Mhm, azi cât e mai frumos. Ok, e ca așa. Ți-am zis te dai cu gel. Așa, următoarea întrebare. Cum ai ajuns la ideea de a face cursuri a Facebook Pixel? Anume Pixel, pentru că chestia asta e relativ tare îngustă. Și, ok, și dă să spun și a doua întrebare ca să înțelegi de ce întreb. Consider că oamenii de afaceri trebuie să cunoască despre Facebook Pixel, că asta mai mult presupune numai chestii de specialiști, când îi duci specialiștii, care trebuie să cunoască atât din gust segmentul de promovare. Cum lucrează Pixel? Noi pe direcția de, spre exemplu, WhatsApp Digital, noi avem foarte des o problemă când vin directori uh-huh. de companii și ei așa sunt marketeri. Uh-huh. Ei, într-un fel sau altor, trebuie să conducă compania uh-huh. și în același timp ei trebuie să înțeleagă și asta Pixel. Uh-huh. Iar atunci eu nu cred că ei trebuie să înțeleagă și asta Pixel. În general, momentul de Pixel el e vital, dar nu Pixel doar. Uh-huh. Noi am un proiect recent am luat acolo, nici Google nu stă, un proiect mare. Uh-huh. Cum să nu stai Google? Multe proiecte, adică asta, știu. Hai Pixel în format de mare, că eu nu știu,
37 de oameni care să nu e online. Voi aveți pixel? Da sau nu? Da sau nu. Vă rog, scrieți. Ia hai să stimulăm alea comunicare. Noi chiar să fim chiar așa ca ruși și ucrainieni. Da, stavte like, share, подписывайтесь на рассылку. Nu, adică, da. Sincer, oamenii care amâia ne privesc, ei au pixel. Pentru că, uite, cum poți... Dar, în general, un fel de... Asta este în rus așa cuvânt ca șonstva. Uh-huh. Tu să generezi trafic și nu știi ce fel de trafic e generat. Uh-huh. Și să nu ai posibilitate măcar o dată în an să-i mai spui poate ceva. El deja e make out. Minimum îi faci un clay asta audience. Asta e un pas mai aproape. Da, adică da. Minimum... De ce? Eu cred că e un must ca toate companiile să aibă minimum Google și Facebook Pixel, uh-huh, codul de bază. Uh-huh. Și din momentul ăsta, când noi am văzut că foarte proiecte multe mari, eu am un curs Facebook First Step, uh-huh, e, adică cumva l-am creat de la inițierea paginii până la reclame. Uh-huh. Și în cadrul cursului foarte des am văzut că e ca anume detaliul ăsta are sens de-l scos aparte. Deci uh-huh, noi am scos anume despre Pixel, discutăm pur și simplu o zi, două aparte, pentru că e vital, eu aș face festivalul Pixel-ului. Da. Uite, pe blog, pur și simplu, eu tot am instalat Pixel, dar niciodată nu l-am folosit. Eu l-am lăsat să acumuleze audiența și general date de vreo jumătate de an. Și pe urmă, da, evident că scot audiența separat, care au vizitat site-ul și am să le pot face o publicitate oarecare. De exemplu, când îți promovezi un eveniment, da? Da. Dar momentul cât e de, nu știu, la noi până la urmă și online magazine sunt puține care lucrează bine, care lumea are încredere și cumpără de pe magazinele și alea. Ca să integrezi tu pixelul, de exemplu, la nivel de pagină, la nivel de categorie, uh-huh, la nivel de buton, uh-huh, cumpărat în coș. Asta doar tot e urmărirea, da? Da, tot da. E... Și știi care e fișca? Că noi când vorbim de ce și am specificat cumva, toate brandurile care au site, uh-huh, ar trebui să aibă codul de bază. Da, eu sunt de acord. Și să aibă în Power Editor audiența toți care au intrat pe pagina principală, 180 de zile. Uh-huh, da. Iar că asta e un must. Da, adică nu contează să-l folosești tu azi. Tu pui mâine deja silent de mână 300-500 de oameni care au fost la tine pe site. Da. Dar când noi vorbim, dar alte probleme este că noi, de ce Facebook-ul nu putem să-l folosim la maxim? Dar pentru că noi generăm 300 de oameni pe lună la noi pe site. Și atunci pixelul, asta ce tot. Fel de date să-ți dai? 150 de oameni care poți să ieși în piață și să-i strici? Eu cu blogul am pornit și așa e greu, așa ajung în ultimul timp la dans și așa îmi pare rău că așa multe idei am. Idei, da, 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 idei spline. De ce adică momentul vine chiar inclusiv și paginile, magazinele? Ele nu au capacitatea bugetului de a genera trafic. Spre exemplu, proiectele internaționale care noi le avem și acolo când sunt bugetele mari, tu ai, în pixel ai câteva zeci de mii de oameni mm-hmm. adunați. Și atunci tu poți analiza, tu poți trece audiența prin audiență în sari. De ce online magazin e noi? Buy Shop e online magazin sau nu? De ce trafic generează ei prin... E trafic la mare, proces. Da. Cine mai vinde online? Darwin-ul vinde? Darwin-ul vinde, dar cred că la Darwin tot e gine acolo, nu? Nu știu. Băieți, asta trebuie să oameni, să ieși. Eu am pe ieși. Sau poate Ganza. Așa, următoarea întrebare, tot e ține de... Spune trei lucruri pe care orice antreprenor trebuie să le cunoască cum cunoaște tatăl meu, bunelul meu, tatăl nostru. Trei lucruri despre Facebook și social media. Despre Facebook și social media? Da. Blin. 3dw.facebook.com. Nu, ca tare, blin, un owner, dacă luăm owner, uh-huh. el trebuie să știe că el trebuie să aibă un director de marketing, ori un social media manager. Uh-huh. El asta ar trebui să știe primul lucru. Pentru că dacă el se bagă în procedura de expertiză, el pierde focusul foarte mult. Pur și simplu se pierde focusul. Noi, ca oameni care lucrăm zi de zi cu tăta asta, noi nu reușim. Eu m-am văzut la o cafea cu Dana, care lucrează la Blueprint. Uh-huh. Consetianca noastră. Este în grup sau nu este? Și inclusiv o întrebam, zic, voi acolo în Facebook și bieți cât update-uri, chestii. Și îi spun că nici ei nu reușesc, anume angajați să țină pulsul atâtea update-urile care sunt. Da, că... De ce? Adică sfatul meu este că ownerii nu trebuie să se focuseze pe expertiza de Facebook.
ei trebuie să știe oameni angajați, outsource, care zi de zi sunt conectați. Și de ce trendul ăsta de social media vine un pic outsource destul de convenabil? Eu mă gândeam, poate nu-i mai ieftin oare să iei un om in house? Și eu chiar, tot mult mă gândesc. Și chiar uite care idee care am făcut noi calcul. Eu nu știu, e ca cei care ne aud, dacă sunteți de acord cu mine sau nu. Eu cred că social media trebuie și outsource. Din câteva segmente. În primul rând, căutarea unui social media manager bun presupune foarte mult timp. Deci brandul tău rămâne o lună, două, mort, fără om. Am își facem proșcotă. Aha. Al doilea moment este că tu, ca să găsești omul ăsta, tu trebuie să cheltui bani. HR? Omul ăsta, da, HR. Omul ăsta vine la tine la lucru, el o luni de zile nu e eficient. Da, păi, da, pentru, că el, pentru că el trebuie instruit, trebuie să facă cunoștință cu brandul. Da. Peste câteva luni, statistica arată jumătate de an, el a spleș. Și la tine iarăși ciclul ăsta se repetă. Pe lângă asta trebuie să-i garantezi lui un loc de muncă, soț pachet, calculator, nervi, ceai, cafea și dezvoltare personală. Soluția asta de ce în outsource vine ca pentru că tu mâine poți începe. Și tine nu te interesează că social media managerul meu s-a îmbolnăzit. Postările trebuie să fie eficiente. Al doilea segment care mai mult i-aș da autoritate este că social media manager din compania voastră, dacă el e social media manager și îl vinde numai ceva, el nu are expertiză. Nu, cum? Un social media manager într-o companie, el lucrează cu 10 companii concomitent. El a vândut și papuși, și servicii, și produse scumpe și ieftine, și când intervine un proiect nou și noi spunem, avem nevoie să promovăm un training. Noi în cap deja avem vreo 5 traininguri promovate. Și noi deja știm ce probleme poate să fie. Tu promovând doar produsul tău, nu, nici, posibil, foarte des, niciodată, cine în grup a testat, nu știu, canvas-ul, a testat catalogul de produse? Pentru că nici atâta nici nu presupune că tu o să integrezi asta. Dar tu nici nu ai expertiza asta. De unde tu ești expert în social media dacă tu faci boost post 365 de zile? Nu, asta e din perspectiva asta, foarte des eu și spun că, băi, mai bine, cu un pic mai scump iasă. Nu, social media manager costă de la 4 la 8 mii lei. Outsourcing costă de la 200 la 500 de euro. Adică, ok, cu... În tot, e 40 de lei. De ce? Adică, e ca... eu sunt de părerea asta. Nu știu ce voi ce credeți sau tu, dar eu cred că... Nu, eu cred de simplu. Outsource-ul ăsta presupune timp limitat pentru agenția ta. Deși eu optez pentru ca afacerile mici, cel puțin, care au, de exemplu, până la 10 oameni angajați, sau 3 sau 5, să angajezi un social media manager in-house pentru că el o să dedice toată ziua promovării și tu, într-un fel, ai putea delega tot promovarea online pe el. El se ocupă 8 ore cu tot asta. Dar agenția acordă timp limitat. Dar pentru ce nu ne trebuie toată ziua? Hai doar curând să ajungem la 4 postări pe lună. Nu, deși. Ia uite, în grup se generează câte 8 postări pe zi. Asta e grupul n-are și face. Grupul n-are și face și el face postări. În grupul e multă lume și când găsești timp liber, comentarii. Dar real, e ca... Care a fost postarea ultima care azi ai văzut-o, la vreun brand? Eu, la brand? Da. Zoom. Răspuns corect. Răspuns corect, dar trebuie să zici Zoom, business.media. Video-urile le-am văzut toate, de-am gata, nu mai mai urmăriți. Nu mai pot, da? Dar nu, că am lăsat o pauză, o leac de aer. Nu, uite, ideea este că foarte des noi generăm conținut. Mie îmi place să cred sau să spun următorul gând. Noi credem că partea cealaltă de monitor sunt niște loși. Loși, sau cum se spune. Lașari. Niște lașari. De ce? Pentru că noi credem așa. Deci noi am făcut postarea. Noi nu dăm like la nică. Nu, pentru că și noi avem când să dăm like. Nu, da, da. Dar postarea noastră, de ce nu sunt like-uri? Da, pentru că noi nu dăm like-uri. Adică, de ce eu și cred că brandurile ar trebui să se concentreze, blin, cuvântul ăsta întotdeauna și el deja e clișee, crezi în why. Nu, n-a figa voi postați. N-a figa. La nimeni nu trebuie postările voastre. Da. Adică îți pare că dacă tu n-ați postez, cumva să oprească Chișinău. Nicto ne zametit cât Almazan n-a postat 3 zile. Minim, e foarte dureros când eu văd agenții care pierd
ori întregi, câte 6 ceasuri, 7 ceasuri, adică o zi întreagă dedic să formuleze 5 postări cu ecașa texte, cu design complicat acolo, una alta, le publică și toate 5 postări în toate canalele astea, cu reposturi, grupuri, cu pagini proprii, acumulează acolo un impact de 1.500 sau 2.000 impactul și poate un like sau două. Și mie îmi pare rău că 8 ceasuri pierdute și lumea nu înțelege. Aici ajungem la întrebarea ta care tu posibil ai, știți cu update-urile în Facebook? Da, n-ai? Asta în titlu a fost să vorbim despre update-uri. Uite, nu știu, eu... ne-a întrebat, o să răspund întrebarea asta, pentru că mulți întreabă. Chiar când nu m-au venit anunțurile, am avut câteva apeluri. Putem spune, am avut multe apeluri, cum nimeni n-a verificat. Și-ar denota că eu sunt întrebat. Am avut multe apeluri când s-au schimbat update-urile și mama îmi zic, blin, dar de ce e așa? Și ea, că noi n-a să avem, n-a să facem. Dar ca tare, dar cum vreți să fie? Adică... Normal, eu zic și eu cred că a fost o decizie corectă, pentru că cui trebuie atâta conținut de brand care nu este consumat de oameni? Dar nu e cât de brand, că sunt branduri care generează content tare bun. Abstai, dar noi ai făcut un fel de goană, cine să creeze content? Nu, unii pofic de oameni, noi după vrem să creăm un content interesant. Dar mie, real, îmi trebuie postarea al lui Andy's Pizza de azi. E ca pentru cine e postarea al lui Andy's Pizza să văd asta. Eu ți-i strebu când eu spune că, de exemplu, vei, am angajat noi că Rocea Capital Mazan să ne facă outsource și el vapșe nu a făcut treabă. Ia că ți-i atunci postarea asta strebu. Nu. Uite. Înțelegi? Depinde de și content, pentru că el a să te implice și a să începe scandal. Noi ultima postare din grup a fost cu scandalul. E trebu. Lumea îi place story. Nu, postările eu nu zic deloc. Pur și simplu, postările trebuie să fie majoritate. Cel mai important care tu crezi că spui. Ai un meniu nou, bucătarul tău și ceva sunt nou. Nu așa este logica, content planul. Eu urmăresc, inclusiv în companie în care am lucrat, inclusiv în echipa mea, urmăresc un trend în care când tu începi să conceptualizezi o postare, gândești așa și să facem. Așa, restaurant de business. Așa, bucătarul în bucătărie, cum facem mâncare, masa cu bucate, masa fără, clienți fericiți, 8 postări sunt. Și content e gata. Noi ne-am gândit amă eu la clienți? Nu. Noi pur și simplu ne-am gândit. Cum să... Niciun. Asta e ideea, că tu... posibil o să trebuiască niște campanii de sensibilizare al consumatorului, eu nu știu. Dar nu este că, genul, hai să facem postări. Nu, băi, dar fă o postare dacă ai ceva de spus. Eu zicem la seminar, dacă o să veniți, vreau să nu uit ideea asta, dar vreau să deschid paginile agențiilor media. Să vedeți ce postează ei. Agențiilor media care fac promovare digital. Aha, da. Agențiile care încercați să deschideți ASAP Digital Team, Go Social, Granat. Uitați-vă când ultima oară eu postat. Eu văd întotdeauna de la Zenit Media angajare, ba unul, ba contactul, adică ba media. Companiile care se ocupă cu social media nu fac social media. În principiu, dacă tu te uiți site-urile acestor companii, un fel de este rusă, sapoșnic, bisapoc. Niciodată n-ai ajunge mâini să faci site-ul. Asta e chiatră și în grădina ta? Sau cu siguranță, cu siguranță. Nu, eu am văzut acolo la tine poză cu Superman. Nu, nu, asta a fost o mână în urmă. Noi, real, nu ne ajunge mâini și eu mă întreb, zic, blin, noi spunem la clienți, băieți, două postări pe săptămână, plan de postări, consumatorul să se deprindă. Dar noi? Adică, dar noi când să avem? Uneori nici numărul de telefon. La mine, pe Talmazan Digital, pagina, Eu postez vopșe fără plan. Când eu cred că o informație e necesară audienței mele, eu zic, da să fac așa. Eu pot să n-am postări o săptămână, dar pot să am postări 3 pe zi. Da, eu tot așa fac. Și atunci, rezonarea este, n-a figa. Dar cum să explici tu asta unui om de afaceri care are task-uri și care e 3 cu mătri, eu spus, trebuie 3 postări pe zi, băi, și sfaturi trebuie. Nu, eu cred că e ca minim e ca 36 de oameni, dacă sunt de acord cu noi, dar noi nici nu uitam la comentarii. Tu deloc nu trăcuiești asta. Eu vopșe m-am implicat a bun ce ești, spui tu și... Deloc nu trăcuiești. Outsourcing-ul și optimizarea fiscală. Oho. Și, e și o optimizare fiscală. Da, adică e un fel de tu ai mai puțin cheltuieli și gamer cu toată evidența asta dacă tu dai outsource. Așa, din ce surse vă informați de Facebook updates? Eu chiar... Tot. Da, dar eu am un site, eu vă-l scriu chiar acum, newsroom.facebook.com. Cel mai simplu, da? Cel mai simplu
care trebuie să știți încă ieri asta, l-am scris în comentariu. Și sunt o sumedenie de Telegram, o sumedenie de pagini care nu trebuie noi să căutăm update-ul, ei le găsesc și le transferă. De ce? Adică nu am ceva de genul, mă scol dimineața și fac update, mă verific top 3 surse de informare. Eu pe telefon am VK, Zuckerberg Pazvanita este proiectul ăsta. Acolo foarte mult update vine pe subiectul ăsta și inclusiv newsroom-ul din când în când îi fac refresh. Am încercat să mă abonez la Facebook, are el un sistem de update-uri, dar sens puțin acolo, nu mi-a venit. Nici eu la Zuckerberg, la mine este C-First. Da, este. Ce mai este? Părerea voastră față de marketingul netradițional în român. Marketingul netradițional? Dar asta cum? Felicia, eu nu știu cum asta... Eu știu netradiționale orientația este. Eu tot nu s-o asociat cuvântul ăsta cu gândurile... Postările lui Vadim. Dar ce postările lui Vadim? Ai observat că tu ai un branding, ai un branding sexist. Nu, eu am observat că lumea percepe greșit informația și ce se întâmplă și ei și vreau eu spun. Normal că nu e de jină, Vadim. Deci nu? Eu sunt de jină în modul cum expun gândurile, dar las că corectăm asta. Cât de important și eficient sunt influencerii? Mai influencerii, tema cu influencerii tare cu tare. E ca influencerii și grupurile, că mi se pare că Vadim a prins trendul de comunicare. Nu, trendul pe mine m-a prins, nu eu l-am prins. Așa, trebuie să spui da. Noi da. Lucrăm noi la branding-ul tău, inclusiv. Spunește că influencerii, nu toți, sau ce înseamnă influencer? Este colega și partenera mea, Alina, spune întotdeauna că sunt influenceri și sunt micro-influenceri. Da, și foarte des de micro-influenceri sunt mai eficienți decât influenceri. Depinde și strategiei de promovare. Da, dar ei sunt un must dacă business-ul vostru presupune că părerea mea îți contează. E că vouă vă spare că dacă eu îți zic că, nu știu, apropo, un case de influencing mie mi se pare tare bun, asta e Osho. E ca Olga Țăprădei, cum lucrează, el lucrează cu Osho, și e foarte des spune, pe urmă au pus alții, și cumva mi-a trezit interes și eu m-am dus la Osho. Duceți-vă, au un ceai de cătină, eu pus programă de referat la Osho. Și acolo aduci trei prieteni la ceai de cătină și îți dați un ceai. Deci, adică e foarte important să aveți o bază de date cu influenceri care credeți că pentru targetul vostru. Și grupurile. Dar bază, grupurile... Dar ei la mine toți sunt prieteni, toți sunt influenceri. Da, prin Vadim. Dar inclusiv grupurile. Dar nu trei din nou în sensul ăsta, cumpăr, vând, schimb. Eu am auzit oameni care au eficiență de acolo. Eu cât am încercat să cumpăr. Evident. Dacă vinzi pampersuri cu 30 de lei mai ieftin ca la numărul 1 sau ca la Green Hill sau pe unii mai cumpăr. Nu, dar în grupul unde sunt acolo 70 de oameni, unde cumpăr Moldova ieftină mult. Eu n-am văzut acolo sens. E ca cineva din cei care ne privesc. Dar cum îți promovezi acolo brand? Acolo ți-am spus trebuie să promoveze ca Tide-ul. Adus de psihotare. Tide cu 30 de lei, 5 litri. Acolo se vinde și așa. Nu, da, acolo o leacă alte produse trebuie promovează. Eu, pur și simplu, am văzut brand-uri care se promovează, care au servici și au logotip în fel. Știi? Nu, asta de-a mai problemă. Dar eu nu văd sens în așa grupuri. Însă grupuri genul, grupuri închise, care au un admin. Pe mine m-a frapat că la mine un prieten s-a șerut mă de mult drancorul. La deșe să mergem și cu scăfă profil de persoane da. Și invităm prieteni că like-urile astea nu sunt eficiente. Așa. Da, Tatiana, ori postez... Ce ține de influencer? Chiar, ce înseamnă influencer? Asta e un om care are capacitatea de a influența cel puțin oamenii din prieteni. Și am observat eu în piața noastră locală că la noi mulți micro-influenceri se consideră influenceri. Pentru că micro-influencer este om care... Cum procedăm noi de obicei, în mod logic, așa, ca să ne gândim că avem de promovat un eveniment? Scrim la tăți în privat, hai fă un repost, hai... Alegi 20 de persoane care știi cât de cât are audiență mai caldă și le scrii la toți. Păi asta se numește în mod normal promovare prin micro-influencer, da? Pentru că noi să te adresez, de exemplu, promovare prin influencer, ar fi să-l rogi pe Ilie Bivol. Să-ți facă un repost și să recomande. Atunci de mai cu totul alt level. Dacă în ei se promovezi prin oameni care au până la 5.000 de prieteni și cu 3.500 de follower pe Facebook, asta e cam tot să-ți micuie. Cu gând aici, de ce pomenim
este că, spre exemplu, microinfluencing-ul poate fi activat încă în, în context, spre exemplu, este Ana Ciorici, da? Da. Ea este influencer. Da. Ana Ciorici, corect? Da. Soțul Ana Ciorici, cine? Pavel. Pavel. Da. Apoi că foarte des se întâmplă formula asta, că oamenii urmărindu-o pe Ana Ciorici se interesează și de familia ei. Da. Și inclusiv se duc și o folosesc și pe Pavel. Da. Apoi că câteodată unele produse este mai eficient să promovezi prin Pavel, care poate fi un micro-influencer, da, decât prin Ana. Da. Pentru că audiența inclusiv a lui Ana se duce și la Pavel, dar în combinațiile astea. Adică nu neapărat numai cercul de prieteni, dar chiar influencerii mari au soră, frate, copil, mm-hmm, așa că ei sunt, poate să-ți activeze niște relații. Am înțeles, da. Adică în sensul ăsta tot influencing-ul are sens. Eu tot mă gândesc la metodele tradiționale, da, de promovare, asta, de marketing. Încerc să eu mi-am dat seama cuvântul ăsta, o să... Acolo sus... Nu știu nici postul la asta, mamă, care era o fată care și-a scris pe sânge numărul de telefon... Așa, la netradițională? Pe ei tot a făcut. Nu, care? Asta a făcut Asamam Studio. Da, da, da. Și pe urmă... Asta și apoi eu am făcut parodie și... Nu, dar mie pare că asta nu e metoda netradițională de marketing. Asta e un fel de trash of content. Mai mult așa un trash de ăsta care tare în... Zic că Dumitru ai pornit deja prin țară. Măi, eu nu știu, dar știi că... Hai să revenim la ideea cu bine. Ții 10.000 de oameni, că ți-am privit live-ul. Da. Da, când am auzit că tu vrei să dăm în 2018 10.000 de oameni pe la diferite seminarii proprii, mie s-a părut ideea asta destul de ambițioasă și risipitoare. Cum îți pare ție? Cum, văpșe, și te-o pucat? Dar cum cuvântul ambițios și risipitor la tine s-a legat într-o frază? Hai să ne oprim la ambițioasă. Aha. Nu, real, colegi, pot spun și așa colegi, pentru că ne privesc oamenii. Eu mi-am dat seama, după, în 2018, noi în 2017 am făcut foarte multe valuri, foarte multe, am depus foarte multe efort, să acumulăm experiență, să luăm proiecte, să aducem rezultat. Asta fie foarte des oameni se ceau cu atalmazan mers și să poți să te promovezi. Mm-hmm. Plus am început să facem cursuri. Și când în 2018 a venit un val, deci noi avem câte 3-4 întâlniri zilnici cu clienți, mm-hmm, și atmosfera era ceva genul ăsta. Am vrea să ne promovăm pe aplicația asta Facebook. Mm-hmm. E că pentru mine asta, așa un cum în aplicația Facebook să vă promovez. Mm-hmm. Adică nivelul de cunoaștere ce asta e Facebook, e... Da, nu? Ceea ce presupune că dacă eu am capacitatea să fac instruiri, mm-hmm, și primul pas este 28 februarie, mm-hmm, eu am spus că da, de ce să nu îmi pun un scop mie, să instruiesc 10.000 de oameni și acum cineva ne întreba dacă nu ne pornim pe Moldova. Eu aș vrea. Real, eu aș vrea să merg, spre exemplu, gratuit, dacă puteți adunați în Casa de Cultură, raională, oameni, mm-hmm, adunăm, eu sunt sigur că și toți accept să mergi să vorbești. Bă, nu, eu... Nu? Nu. Nu, adică nu vrei sau ieftin? Nu, nimeni sau... e greu să imaginez. La nivel de comunicare, tu înțelegi ce înseamnă să adun 300 de oameni, din, de exemplu, din Briceni, în club? Că acolo să vină oameni care... Cum să le explici? Apoi, că asta și ideea. Noi, pe de o parte, subapreciem oamenii ceia, pe de altă parte, supraapreciem piața noastră. Momentul vine că, e ca în contextul ăsta, m-am gândit, dacă noi o să facem împreună, uh-huh, proiectul tău este unul din aceste detalii, uh-huh, o să facem împreună niște valori. Uh-huh. Să spunem că, băieți, Facebook este conversional. Da, se poate. Blin, dar minimum intrați când vă faceți profilul și începeți să vă promovați, uh-huh, minimum faceți-vă double authentication. Pentru că noi nouă dată am deblocat conturi, uh-huh, care spărgeau și vă luau bani. Înainte să cheltui banii, fă-ți un fundament. Adică sunt niște basic setup care oamenii nu le fac. Cunoaștere de ce înseamnă audiență. E că sunt niște lucruri basic. Apoi că eu am spus că vreau, dacă o să-mi reușească, nu știu, dar cu siguranță o să încerc. Ți trebuie să pleci cel puțin, dacă vrei să te pornești prin Ryan, trebuie să pleci un sistem de explicare prin metafore, prin comparații. Prin metafore. Serios? Ia că vezi două găini. A? Nu, așa? Noi am fost... Vorbești în limba publică. Dușim în tratative. Sunt proiecte, inclusiv,
în care ne-a invitat, în care noi trebuia să facem instruire pentru tinerii agricultori, uh-huh, care au business, au export, uh-huh, și lor le trebuie branding, le trebuie poziționare. Deci da, sunt foarte multe resurse în extern. La instruiri, la noi vin din Orhei, am avut oameni. Vinem din Orhei la seminarul lor. E că eu am 13 tipliță, mărari cresc. Cum da, să mă promovez pe Facebook? Cam, e că aici se aplică grupurile de cumpăr, vând, schimb. Așa nici business page nu trebuie. Așa trebuie un om activ. Blin, oamenii ăștia nici măcar nu sunt Facebook, care au tipliți. Nu, da. Dar el dacă ar fi, eu nu vorbesc de perspectiva să-și pui pixelul și neapărat să aibă conversie personalizare. Dar măcar e ca să știi că Facebook ăsta nu este numai lelea. Și atunci poate clientul care îți vine la mine n-a să mă întrebe, Dima, promovează-mă pe aplicația Facebook. Uh-huh. E ca, eu cred că eu pot să aduc un aport în piața asta de educare. Moldova asta e așa o idee. Este în Chișinău de fiecare. Ah, tu vrei și psihotare să mergi? Ei, hai. Ești tu să mă descoși peste piața. Okay. Tu mai spui că eu plec psihotare și tu să bucuri. Uite, no? Trebuie like-uri pun. Pleacă, pleacă, ne-a săturat de remarketing. Ok, nu, tu singur ai spus că Moldova da, asta e o idee. Întrebarea a fost da, logică, nu, da? Cu siguranță noi testăm piața României. De ambițios am vorbit, dar de risipitor. Dar explică cum și la marketing netradițional. A, în sens că costisitor, mult te investești da, în tot asta. Da, e... Risipă poate... în sens că arunci bani în vânt. Nu în vânt. Eu, e că eu am încercat să promovez... Câte like-uri. Câte like-uri, cât Dima pleacă. Nu, uitați-vă, ideea vine că cu siguranță tu, ca să te promovezi, ai nevoie de buget. Eu da, nu am cheltuiel pe partea tehnică, da, dar bugetul este. Însă, eu nu știu, mie asta mi-a duce reale plăcere. La mine, jim-jim pe audiență mare, da, reale, jim-jim pe 28 de oameni, tremuri, o vargă. Da, deși e. Trebuie să știi și spui. E și normal, eu tot ți-am spus, hai să spui, nu știu, nu că publicul mare, nu știu cum să le zic. Oricum, e o chestie de... Și ne-ai spus tăi? Hai în Moldova, spus, să a, nu publicul mare, nu, eu nu mă tem de publicul mare. Momentul vine că... return vine. Noi în 2017 am investit foarte mult în, uh-huh, în branding. Uh-huh. Și el vine. El nu vine de dată, asta e o leacă doar. Asta e, da. Și, dar noi nu suntem pentru doar ziua de azi. Ok, și o întrebare logică, și informații nouă, viitor. Apropo, cine nu știe, noi vorbim de seminarul... Da, 28, pot spun, plasare de produs, pare. Da. 28 februarie. Exact atunci până când durează promoția lui Starnet, dacă ați văzut doar la Natasha. E ca asta a fost plasare de produs. Mama lor. Nu, 28 februarie. Eu am spus așa. 28 februarie să fac un seminar gratuit. Cum și de ce să fie pe Facebook și Instagram. M-am gândit unde să fac, cum să fac. Am ieșit la niște discuții și o să fie la Leo Grand. Acolo capacitatea sălii este de până la 1000 de persoane. Până la 1000 de persoane, asta înseamnă că noi trebuie să avem în jur de 1500 de înregistrați. Pentru că la jumătate, în dimineața de 28, se pierde universul și e n-au când. De ce? Dacă voi încă nu v-ați înregistrat, talmazan.md, eu chiar în comentariu vă pun, acolo este un banner sus. Utăm, link, pune și fata ta așa. Îmi trebuie. Bine, că e ok. Uite, la mine chestia asta cu seminarele gratuite se asociază așa. Eu mă duc și mie ceva acolo, nu știu să-mi vândă. Vreau să vinzi. Spunem, pentru și de exemplu, trebuie să... Suntem 7.000 în grup. Da. 7.000. Dintre... De aici poate să vină liber 500 de oameni. Liber poate să vină, da? Da, minim 45 de like. Spunem, pentru și trebuie să vină. Nu, uite, eu... Care e scopul? Hai să fie așa. De ce eu vreau să fac chestia asta? În primul rând, training-ul ăsta eu o să-l fac foarte basic. Asta să fie un share. Nu o să fie un fel deci de... Deci tu pe mine de-am mai atcăsit. Eu de-am nu-mi interesant. Nu-ți interesant. Nu, da, adică dacă tu crezi că... Nu, mine mă interesează networking-ul acolo. Asta e altă. De ce și vine momentul ăsta? Că, spre exemplu, hai să luăm așa, vecer obșenii cu Talmazan. Eu o să vin cu niște case-uri de mele. Eu aș vrea să trec întâi de la basic, pentru că o să fie multă lume care de-abia încep. Și spun băieți, e ca asta voi trebuie să aveți neapărat. Pentru că dacă voi asta nu o să aveți, cu dai ti la first step, da, la curs oferi de... Oferi ceva și checklist-uri sau ceva informații. Da, pregătim checklist-uri, da? Pregătește chiar în live să arătăm. Momentele astea e foarte vital. La fiecare etapă neapărat o să fie un checklist pe cum trebuie să fie aranjată pagina, chestii genul ăsta. Asta să fie un fel de
hai să facem un refresh. E ca o serie de asta. Tu poți să stai și spui, băi, tot asta eu știu. Dar într-un moment dat tu o să conștientizezi tot asta, știi, dar tu știi câți de oameni nu știu că se poate publicat în mai multe limbi fără să faci liniuța asta? Adică noi despre ce fel de performance să vorbim când oamenii nu știu că ei pot face... Asta e... Dar nu e basic, asta e mama mea de basic. Adică, da. Și dacă, eu sunt sigur că dacă 10 oameni din acei 1000 o să afle asta, deja s-a meritat, înțelegi? Mm-hmm. Adică vine ideea că noi foarte des începem să întrebăm în pixel, audiență, hop, punem 5 bucks-uri și nu vedem relevanță. Când la noi, noi... Dar cu 5 bucks-uri chiar nu faci nimic, am. Ce să faci 5 bucks-uri? 5 bucks. Poți numai un talmazan pe PayPal să-i transferi. Talmazan.org, atunci mail.com. Nu e de ce vine, uite, ideea vine că eu chiar aș vrea să fie niște întâlniri în cazul când eu cu siguranță o să am la urmă un call to action. Băieți, eu fac și cursuri. Dacă din voi vreți, pujalăstă. Ați fie plasare de produs. Mulțumim social media în culise. Mulțumim lui Gheorghe Moroz. Mm-hmm. Cu siguranță că gratuitul când vine, dacă și cu plată vine, te befpihvă. Dar eu n-aș vrea să fie asta un push în mare, să fie 2-3% din tot asta. Uh-huh. Eu real vreau să văd dacă oamenii care au reacționat și care s-au înregistrat deja peste 600 de persoane, dacă ei asta cunosc, înseamnă că targetarea următorului eveniment trebuie să fie altfel. Trebuie să merg în universități, posibil. Trebuie să iau din altă sursă. Dar dacă ai ieșit 1000 de oameni să știi tot ce eu am spus, мы вернем вам деньги. А то есть принеси фидбэк негатив. Мы вернем вам деньги, ши. Какой гратуит семинар. Ну, что их уместят? Сколько нужно быть большой сволочью, сфере прошедшего семинар гратуит. Да. А ты как, ну, уша... Да, деши, деши. Три ори дин тимп умеет сам оферт. Косигуранция, ши ее тот. Треси ей шанс там калку. А то ешь уну, да, ци ее мин сам оферт. Ци три мин. Три мин ди ори. Дече я уши до паста осы чер фидбэк, потому что фарт мол контез. Ну, а ты как, уйти, семинар у вас один 28 февраля. Есть он семинар, кари, ари каскоп, să fac un share de experiență la ceea ce fac eu? 50 de oameni live. Stângeți-vă. Asta e recordul nostru. Stângeți-vă că Vadim Amuș n-a să-l oprească. Să zic, ai 55. Puteți spune seminarul, asta e recordul de 50 de oameni. Ia ca 50 de oameni și minim la seminar. Și 49, eu încă nu știu. Nu, eu am să fiu sigur. Eu îți fac un remarketing personal. Da, video. Eu sunt convins că tu ești Vadim Cușnir. Da, da. Eu, apropo, când promovam forțele contentului, am avut neodată Johnny Topolsky ideea să zic, hai și un flash video personalizat și le-am trimit prin privat la lume. Și așa m-am prins cu ideea asta și la un moment dat când am zis, câte persoane sunt și la câți oameni trebuie să zic, dar până eu 4 zile să ne iei numai să filmez video-ul. Da, și am tăiat numai unul și l-am expediat la toți. Cred că are în vedere MLM, marketing de rețea. Multilevel marketing, asta... Cum? Eu nu pot considera că asta e marketing netradițional, asta pur și simplu un alt tip de marketing, e un alt sistem. Da, eu față de MLM mă atârn, personal, eu mă atârn foarte sceptic. Eu de mine nu s-a târnă, dar eu mă atârn foarte gine. Nu, eu, vopșe, nu mă expun pe subiectul ăsta. Nu cunosc detalii. Eu, în general, prefer... Mie îmi place, citim undeva în cultura americană, nu pot fi specialist divers. În sensul că, iată, eu am lucrat tare mult în stroică. Dacă vă trebuie de pus plitcă, ștucaturcă, eu pot. Care casă le-ai curs? Nu, că eu sunt nistlit. Și eu știu că noi când luam un apartament la reparații, este așa... Под ключ, варианты есть, знаешь, я говорю, он фащит это. И тогда я вам скажу, не фащ калитатив. В Америке очень часто читаем, в смысле, что он, если электрик, апо он и электрик. Да. И на дальше конвейерная система, есть, что каса, когда фащит, о трекут, который о турната, доля о корыцита, трелю о пустеракота, патруля, что есть, колбу, ц'о дат кейли. Фейкари фащит репетно и калитатив. Апо я как фикс ашай, не мы экспун по MLM-у аста, потому что я реал, мы специализируем мой мульт в targetare, Facebook strategie și, în general, digital strategie, îmi place să gândesc mai departe
unde tot asta să fie? Chiar ultimul material care a fost, e că greșeala cea mai mare noi care facem în reclamă este că noi nu ne gândim la oameni. Și la content, și la reclamă. Pentru că noi setăm campanii și ok, acolo, costul per click, 2 cenți, 5 cenți, 8 cenți, 10 cenți. Și oamenii spun, nu sunt vânzări. Dar voi v-ați gândit vreodată, nu știu, poate ați auzit gândul ăsta meu, dar imaginați-vă, voi v-ați gândit vreodată că reclama e de la ora 6, ipotetic, care eu o văd în trolebuz, eu trebuie să completez formularul vostru? Voi ați completat formularul vostru în trolebuz vreodată? Sau minimum în canapea, comod, dar voi l-ați completat de pe telefon? Da, asta e, nu, dacă promovezi Canva și într-un click, în două clicuri poți să pleci lead generare, da, da, dar iarăși noi dacă vorbim de cine face lead generare? Noi doar vedem posteri, genul, adică, vă imaginați, voi faceți video. Cum omul ăsta să asculte într-o lebus video-ul vostru? Cum el să asculte și să iei decizii? Abia că asta e cel mai mare problemă. Când stai așa, ia? Aha. Nu neapărat în mașină, la volan, acasă, făcând mâncare. Adică, focusul nostru e așa de mic, că noi nu putem să ne concentrăm. Și atunci spunește că noi, din cauza asta, slivăm buget. Pentru că realia este ireal. Nu să mai pui like, dar să iei decizia că e cam mult trebuie să cumpere apartament cel de 60.000. Când? Aprobăm autocomunicare la apartamente acolo în grup. Cum trebuie să vinzi? Să accesezi prețul sau? De ce? Adică e că momentul ăsta vine, că noi nu ne gândim la oameni. Și treaba asta e tristă. Eu aș vrea să ridic problema asta și să cumva... Bine, dar hai, nu într-o trolebus, dar când trebuie să fie? Când el ia decizii? Când are nevoie. Când are nevoie. Tu pur și simplu trebuie să... Știi ce scopul meu în reclamă la mine este? Spune-mi trei oameni care fac instruiri în Facebook. Instruiri în Facebook? Da. Primii care îți vin. Nu vreau pe tine să te vin. Nu trebuie, primul ți-a venit așa, oleacă. Dar puteai. Da, putem, sigur. Este o agenție, tot vremea văd publicitatea, am tot cum ea se numește. Bun. Kanzler de la KMB. Este da. Unul. Ok, este. Agenția așa, cum îi zice? Hai mai simplu, spune-mi trei restaurante la care îți place de mâncat sushi. Nu-mi plac sushi, eu niciodată nu m-am interesat de sushi. Hai spune oșa iar. Nu, trei restaurante la care îți place de mâncat ceva gustos. Da, mă înțeles. Tatari eu așa, te rog. Așa că... Nu, mesajul meu e un simplu. Scopul reclamii mele este ca când tu te gândești la produs, da. Eu să apar în lista ta de alegeri. Da, în cap. În cap. Becușorul este. Adică da. Eu vreau sushi. Hop, cine la mine? E sushi, sushi bar sau cine acolo? Cine la mine în cap? Dacă, asta se întâmplă, înseamnă că noi corect comunicăm. Eu decizia să iau din tare mulți factori. Și ea să mă influențeze destul de mult. Toți zici, băi, nu, că la sushi-le și alea nu-s bune. Hai mai gine să comandăm burger. Dar care burger? Aici sta. Deci e posterele, reclama. Bunic, mai ține minte cineva? Bunicasă. Deci posterele, reclama, toate au sens ca noi să nu dispărim din vizorul oamenilor. Iar decizia e să o iei atunci când o să aibă nevoie. De acord. Contentul. Aici tot se rezumă la un cuvânt. Contentul. Și publicitatea la timp. Pentru că până la urmă, da, vinzi, dar știi cum, chiar și eu când vindem bilete la evenimente, multă lume pur și simplu uită. Și când revii, de exemplu, în privat, de exemplu, da, știu că unii spun formal, mulțumesc că ne-ai mintit, dar la samă de le... M-a săturat aici. E corect sau nu e corect? Dar alții spun că, băi, chiar uite, mulțumesc că chiar am avut să uit. Și procură pe loc, adică imediat procură. Câți oameni la Cahul ne invită? La Cahul? Cristina? Cristina... Dar ce ai Cristina la Cahul? Eu vreau să fac cuiva rău, Brăgeț. Da, și încă o întrebare, Zoom-ul, și cu dânsul? Cine e ultimul speaker așa la sur? Mai, dacă eu spun cine e ultimul speaker așa, trebuie să... Mă înveți pe mine, bă. Ia că vezi tu, ia că ne-am ți-ai tăiat. Ne-am ți-ai tăiat. Nu, băi, Zoom ca... Eu am să demonstrez în fața audienței mari, eu nu mai te-am zărut. Nu mai, eu nu vorbesc. Eu nu mai... Eu tac. Nu, despre da, Zoom, eu nu știu ce știți voi, ce ați auzit, ce ați văzut. Dar, în general, Zoom ăsta este un proiect care chiar are un scop real nobil,
Uh-huh. Pentru că el are... Detașa de scump. Da, da, aici e altă strategie, înțelegi? Aici trebuie să vină un target care înțelegi despre ce noi discutăm. Uh-huh. Pentru că bazele conferinței Zoom este pâlnea. Da. Noi, în general, am conceput Zoom ca un proiect care o să mai fie. Aha, încă o dată, la anul? Inclusiv anul ăsta, posibil. Dar noi vedem acum formatul. Explodem noi din target. Nu, dăm ieșe în pixel. Dar scopul, uite, real e foarte simplu. Scopul la Zoom este ca, stând în sală, tu, da, cu departamentul tău de vânzări, de marketing, ownerul, directorul, voi să înțelegeți un lucru. Că afacerea asta este o pâlnie și noi pe fiecare nivel 1 interacționăm între noi și fiecare din departamente are pâlnea lui. Uh-huh. E ca în contextul ăsta noi am creat, că tu nu poți spui, ok, noi vorbim de statistică, asta este parte din pâlnie, tu dacă nu analizezi, ce-ți certuit la vânzări? Orice, cum tu poți să spune, întotdeauna noi când facem promovările chiar, spre exemplu, noi spunem la întrebare, de ce nu au cumpărat? Dacă tu nu-mi răspunzi la întrebare de ce nu au cumpărat, eu nu pot să te ajut cu nimic. De ce nu au cumpărat? Scump, nu vrut, nu-l interesează, dați-mi pașii, ne întreb motivul. Dacă noi nu analizăm afacerea, dacă noi nu generăm, la primul nivel al noi Boico, este Sidorin și o să fie... Am vrut să întreb cum ați ajuns la el, că Sidorin nu mai fost, nu-i pare Sidorin, că el a fost promovat în community în primăvara trecută. Da, Sidorin a fost și el o să vorbească despre o temă care mie mi-a plăcut atunci. Da, este управление репутацией в интернете. Да. Adică el așa de fain atunci a spus și ne-a promis să ne dăie mai multe detalii în sensul de toate mențiunile din Google, cum noi putem crea brandul nostru ca scriind acolo Dumitru Tamazan să apară pozele cu nuntă, care nu sunt relevante pentru mine, dar să apară că el e specialist de digital comunicare. Ceea ce eu n-am și asta e problema. Scos cuvintele cheie din poză și adică din titlu. Nu doar în poză, acolo este o... Pe urmă, Eugen Boico să vorbească despre eu sunt lead-ul. Eu generez companie mea. Noi tăți am văzut videoclipul. Apoiaca. Și în sensul ăsta, eu cu colegii mei și partenerii în echipa de organizare, am spus că, uite, real, dacă cei care privesc acum, voi încă n-ați luat bilet la Zoom și vreți să luați, acum dacă o scrieți pe pagina, unde aici, oriunde, mai bine, în comentariu, să iei în privat. Haideți în privat mie. Cei care o scrie mie în privat, vrem oferta Zoom, noi o dăm până mâine seară, cei care ne scriu, o zi, cred că să fie de ajuns. Ce dată azi e? 6. Până pe 7 februarie, ora 12:00 noaptea. 50% reducere la oricare din pachete. Deci doar pentru comunitatea SMC facem o ofertă hot de tot. O să fie mii de persoane, o să fie un networking nebun. Pachetul VIP o să aibă cină VIP la BMW Centru. O să fie band, o să fie, adică este... Asta tot a fost plasare de produs BMW Centru. Nu, Starnet-ul a fost apreciat. Nu, Starnet-ul a fost glumă. Aha, lasă, știu, văd la like-uri la Starnet. Dar momentul vine că o să fie atmosferă și deja pentru asta smerte devenit, pentru că o să fie un target destul de bun și conținutul. O să mergem pe analitic, o să fie reprezentată de la AMO-CRM. Și mie e 11 speaker, a 12. E că asta tu o să vezi în remarketing. Da? Da, tu o să vezi precis. Îmi place chestia asta că să un speaker așa, sur. Tipa, și pe urmă nici nu-l aduc și spun că am în design nu ieși acolo. Designerul psihie, când nu se așeza, e design. Deci momentul vine că realmente să fie o conferință crutaie. Deci scrieți pe Talmazan Dumitru, ori Dumitru Talmazan Digital, nu contează. Păi povestește mai mult, Oleac, cum îl organizați vânzările? Sau povestește... Uite, logica vine, noi l-am lansat înainte de decembrie. A fost o chestie tare, tare strâmbă, pentru că noi ne gândim tare gine, e anul nou. Eu știu, eu tot am trecut pe asta. Și noi înțelegem. Dar a fost foarte straniu pentru noi și foarte surprinzător. Ce-a întrebat, Alexandru? Acolo ceva... Alexandru, îți scrie, eu nu-s partener la Zoom. A, îți scrie și îmi dă așa oferte. Alexandru, aici vedem o prisănit. Eu nu pot să fac nică. Deci aia, momentul vine că... Eu mă bucur că Alexandru, în primul rând, ne urmărește în live. Serios, asta e... Avea și 46, dar și 46. Iaca, noi ne-am gândit că, uite, smerte sau nu, ne gândim reală. Pentru că aici, chiar și din perspectivă de business, sunt diferite anotimpuri, sezoane, nesezoane.
Dar ne-au jucat nu știu ce festa, organizatorii, speakerii. Însă noi în prima fază am avut un pushing foarte mare de cereri. Și cumva, în ianuarie au căzut. În ianuarie jumătate ianuarie a fost destul de mort. Da. Și acum deja la noi prețul s-a ridicat. Și rămâne doar oferta specială care pe de Zoom Your Business, da, noi ofertă cu echipa, cei care vor mai mult să vină. Pentru că, și mai ales, știi ce m-a nemerat? VIP-ul s-a cumpărat. E ca VIP-ul s-a cumpărat, chiar dacă era mai scump. Ridicați prețul. Și știut mai mult. Dar VIP-ul s-a cumpărat mai repede. Mai sunt ceva VIP-uri, dar VIP-ul s-a cumpărat. În primul tălcioc a fost la VIP-ul. Și... momentul vine că, anume, asta e fișca, elementul. Contentul care să fie și complexitatea contentului că pentru afacere e necesar, foarte des, departamentele nu colaborează între ele. Deci vânzările share la marketing ceva și ei nu înțeleg. Sau invers, ăștia generează, ăștia nu analizează. Deci noi chiar am intervenit și am ieșit la Amo CRM, care unul din integratorii buni, care o să vin și o să ne spună mai multe ce cu asta. O să fie Crigan la final, unul din extindere, pentru că foarte multe afaceri, owneri au nevoie nu de lead generare, iar tu spui ce trebuie să știi, nu trebuie să știi de acolo, trebuie să știi să facă extinderea. De aceea, e un must dacă voi vreți o atmosferă și carne, dacă vreți content, o să fie siguranță networking, o să fie la Leo Grand. Premii, mâncare. Premii, mâncare, ceai, cafea. Ceai, cafea. Gratuit sau zăși? Măi, ne-am gândit ca tine să facem. Ne-am gândit să vin din cafeaua ca să putem răscumpăra biletele. Că ne-am înțeles la tine sistemul ăia ăsta. Îți scoți cheltuiala la pe bilet. Nu, ești și cu tine. Nu. Mai spune și asta. Da, cu 50 de lei de cafeaua, da? Nu, adică momentul vine că o să fie pauză, o să avem două pauze și deja o să fie o oră liberă unde oamenii să poată să meargă. Tak, dacă Alexandru ne urmărește, nu pot să mai dau întrebări. Să le dau lui Alexandru. Așa. Deci, uite, asta e gândul. Cine ne scrie, noi le dăm oferta. Revenim dacă ceva. Da, oferta e simplă. Până mâine seara, comunitatea are 50% reduceri din bilete. Chiar dacă Alexandru Bordei e contra... El mă tinge 95%. Da? Dar eu mă tinge 50%. Alexandru, ce se face? E rău că n-ai zis 80%. Deci am stat noi când, după forțele contentului, ne-am dus acolo la bere. Apropo, ce înseamnă conversii când anunț la 300 de oameni să ne adunăm la bere și ajung 10 oameni numai? Asta se numește conversie, îți poți număra asta și transforma în procente. Tu ne-ai spus că ai pornit odată cursul ăsta de Facebook pentru antreprenori și a fost fail. Deși tu consideri că asta a fost un fail și deși tu nu mai revii la ideea asta? Sau am înțeles că revii sau nu revii? Ce nu ți-a plăcut? Eu tare multe failuri am în viață. Foarte multe failuri în sensul... Nu corect, sincer, adică vopșe, noi cu tine mult stăm și discutăm în public, ne urmărește lumea și noi cu tine încălcăm toate regulile de comunicare, înțelegi? Tipa, eu trebuie să... Trebuie să spui... Succesul este prietenul meu. Da. Eu generez succes. Altul e bine? Ca la Top Shop, da? Revenim. Zoom Your Business. Nu, uite, ideea e simplă. Noi ne-am gândit, ok. Există social media manager care noi invităm. Noi desigur comunicăm cu directorul și ei trimit oameni. Social media managerul ăsta vine în companie și directorul nu înțelege ce este vrei de la dânsul. Mai mult ca atât, există două direcții. Unu, social media managerul are probleme cu directorul. Când nu-l înțelege. Sau directorul zice, măi Dima, eu nu știu ceva, ori el pe mine mă pleacă, dar eu nu înțeleg. Eu îi spun să pui trei logo-uri pe poză, dar el nu pune, dă mă tag. Una, sau el spun că nu arătat, avem like-uri, tot normal, tot e ghim la noi. Dar eu înțeleg că nu e ghim. De ce la mine a intervenit o idee în care eu spuneam că, băi, ar fi crută cumva să vorbesc cu directorii, gen, cum ei trebuie să vadă social media. Noi am lansat oferta. Oferta, fail nu a fost cum am vândut noi. S-a vândut și carne. Noi am folosit sistemul de video remarketing. Pe 28 februarie o să vorbim despre el. Okay. Am folosit sistemul ăsta. Asta se numește ancorare în psihologie. Deci oamenii care au văzut, au cumpărat. Au fost companii mari. Noi am dat contentul.
Însă a fost complicat un simplu moment și care mie mi s-a dat. Noi am trecut pe segmentul genul, hai să le explicăm la directori și înseamnă audiențele. Mm-hmm. Că ei cumva să înțeleagă, dar ownerii și cuvântul, o companie destul de mare din Moldova, după asta s-o progresc, ne-a dat feedback, tare ne-a plăcut, îți zic, băi, Dimon, așa, dar a fost bun, rău a fost bun, da, așa a fost, nu, a spus domnul Dumitru, a spus, tot e super, un training mai bun n-am auzit în Moldova, asta real așa a fost, dar, după dar, un ceas a fost, nu, el a spus un lucru, dacă vrei să faci un training pentru director, pune-și la un dashboard. Я как я, как директор, ты что и спус? Вообще, мне это не надо. Рати мне дэшборд, по которому стоит 6 индикаторов. Что спуним? Дима, я как индикаторы ешь, ты CTR, ну, трещи, мои пациенты уну. Engagement, что я тыта. И engagement, он сам мне как аста. CTR, он сам мне как аста. Окей, да ты что, как тот момент от эдукации, как молодцы, кер, ну, что еще аста, engagement? Да, 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 да. Аста era, дар тренингу есть, это требуется и пентру топ-менеджмент. Nu pentru owner, pentru că noi am chemat owner. E ca top management, el trebuie să intre o leacă care el să-l coordoneze pe SMM. Deci eu adică el a fost, experiențe faine. Eu nu știu dacă noi să repetăm experiența asta. Eu aș vrea, dar cred că o să trebuiască de schimbat formatul. KPI mi-a zapili? Da, 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 da. Trebuie să deschidem. Formatul? Păi, știi, a fost o chestie care am observat-o și noi când... Când a făcut Dedi workshop-ul lui, el tot adunat doar mulți owneri. Și chestia că în sală s-a adunat audiență diferită, relativ diferită, pentru că... Și asta e ceea ce mie mi-a explicat Dedi și mi-a plăcut conceptul ăsta de mindset. E diferența de mindset, de cum gândești însăși proprietarul, pentru că când este în sală un proprietar care gândești în 10.000 de euro cheltuieli și bugete și este un owner sau un de afaceri care gândește în sute de euro cheltuieli și vrea să le motiveze. Păi asta sunt două gândiri absolut relative. Asta nu ține de acolo, de o personalitate sau de... Asta pur și simplu sunt gândiri diferite. Și ele nu pot fi comparate. Și eu am observat așa o chestie, Eugeniu, e complicat să discuți cu doi oameni odată din diferite... Da. Segmentare. Trebuie, adică segmentare. Inclusiv asta poate fi un detaliu la seminarul meu. Poate fi diferit calibru oameni. La gratuită este? Da, da. Și ei trebuie să fie gata că ceva ei o știu de mult, dar ceva ei se cunosc. Ori mie mă să vadă o părere. Adică asta e ideea. Și prost să stăm la o discuție despre și în viața la noi se întâmplă mai bine. Și se întâmplă mai bine? Da. Nu în viață, în digital. Viața în digital comunicare. Și întrebări. Da să mai vedem, să trecem pe dată întrebările. Dar noi o oră numai suntem în live. Eu am crezut că noi dăm două ceasuri. Acolo cineva în baie ne privește. Eu sper că noi vă influențăm pozitiv. Cineva acolo se relaxează. Cine ți-a spus? De unde ai aflat? Acolo ești scris. Ia că stau în baie și mă uit la voi. Nici o sebe. Na, ne dă să punem un like în Da, tu și ai vodă nepronițaiului telefon? Nu știu cum sunt noi astea care le pun în husă, știu mă. Așa, da. Ceva, poate oamenii au întrebări, pentru că chiar tema... E ca noi în comunitate sunt câte mii de oameni? 7.300. Și avem 40 de oameni live. Cu siguranță tema poate să nu fie interesant, speakerul, ora, mulți factori influențează de ce nu sunt atât de mulți. Algoritmul. Însă, treaba real vine că noi nu suntem responsabili. Adică? Nu, adică noi cumva halava. Serios, nu suntem responsabili. Tu ai zis că îți desenează așa de mult înainte de live, dar n-ai desenat nică. Nu, vezi că ești foarte concentrat. Eu așa de ghine sunt oameni de acolo, adică eu mă simt destul de liber. Nu știu cum tu sunt. Ceaiul l-am băut, am ușit live-ul, se termină. Noi tipa ceaia avem aici. De ce? Adică pregătim anul 2018. Nu, anul 2018 să fie foarte greu. Pentru că noi urmărim un trend tare, tare, tare complicat. Acum se promovează și cei care n-au bani. Cum? Stai, o sunat foarte bine fraza. Acum se promovează așa cei care nu au bani. Da. Dacă în 2016-2017 veneau oamenii care aveau bugete și cumva îi băgau 100 de euro, mă, și ceva cu care are 10-20 de bucks, el singur face bus post. Păi, dar asta Facebook e de jenă. Nimeni e mai ușor să țin business accountul meu în datorii ca să nu putem apăsa butonul ăsta. Tu înțelegi sau nu? Nu, păi asta e cu siguranță algoritmul Facebook și el motivează chestii. Dar iarăși,
noi când începem să intrăm în detaliu, pur și simplu să primești că noi avem 1 milion de utilizatori, în Chișinău jumătate de milion, intrăm și 300 adecvați, 200 plătitori. 300 mii sau 300? 300 de mii sunt adecvați și vreo 200 plătitori și noi toți vrem să le arătăm lor cam. Da. E ca, nu știu, e ca dacă să facem un turneu pe Moldova despre social media, e ca asta ar fi mesajul. Noi toți vrem să ne arătăm nouă reclamă. Unul la altul. Unul la altul. Da. Apoi și fel de rezultat noi vrem. Da, de acord. Dacă mesajul ne-a să înțelegem și atunci noi o leacăm face slowly, o leacăm mai slowly. Tu vorbești din prisma așa, din prisma ecosistemului de lucru. Eu, de exemplu, abordez altfel. Eu pot să vând și să mă reclamez, dar eu abordez tot din content. Sunt motive de discuții, generez content, implic lumea în comunicare și întotdeauna mă mențin, da? Dar nu aplic sistem, la mine se... Băi, eu am o șansă să citesc. Eu știu că citatele... Eu în română nu-s puternic. Nici în rusă, da. Dar este așa vorba, eu în asta nu-s puternic. Nu. Ce-a spus Bruce Lee odată? Stătea cu mine la pivă. Nu. El a spus că sistemul meu, eu nu am sistem. Ah, dar eu nu țin minte cum a zis el. Cea mai bună tactică e să nu ai tactică. Tactica așa. Mea, asta e rezultatul tacticii tale. Păi e ca asta eu aplic. Eu văd situația cum e azi. Deși e important un social media manager să fie separat pe brand. El urmărește situația și valurile, cum e marea și vântul. Și numai cum să ridic o leacă valul, el e căldare și acum pe leacă de că el ar trebui. Ar trebui, da. Nu, păi... nu, real, adică eu am peste perete departament de SMM. Cât? Hai să dăm secretele. Asta e secret. Că eu am vrut să te întreb câți angajați ai, câți clienți. Nu, dacă adică nu-i problemă. Zic, nu-i frumos să întreb. Nu, la noi structura e foarte simplă, la noi lucrează... foarte simplă, piramidă. Mie mă lăm, nu-mi place. Eu sus. Все рабы работают на дядю. Ну, по нормал, иерархика. Да, ну, adică pur și simplu este uite că spre exemplu, uite tu ești un SMM-щик. În companie tu n-ai posibilitatea de structură. La noi lucrează copywriter, designer, SMM și clients manager. Și un project manager, da? Acum, când tu îmi dai o pagină administrare sau o companie, la proiectul tău lucrează minim 3 oameni. Apoi că cum tu poți să-mi spui că ți-ți vin un SMM-щик начинающий, care să facă și ei și facă ăștia 3 oameni și o să facă mai gine. Da, e posibil. Da, sunt oameni ciuvașe care specialiști, doar le plătești un salariu mare și ei poate și permite luxul ăsta. Da. Dar masele nu analizează nimeni. Eu pe mine îi prind câteodată că eu nu analizează niște detalii și fac content. Și întrebarea este, cum tu poți crea strategie pe luna viitoare dacă tu încă n-ai trecut prin 20-30 de programe contentul precedent? Ca să dai seama și eu influențat. Adică pur și simplu știi, luna asta trebuie să facem un review cu clienți. Ok, super, și fel de review. Asta să fie bărbat sau femeie? Să fie cu subtitri sau fără? Să fie cu produs sau fără? Să fie de la telefon sau de la cameră? Apoi că tu îți dai seama... Îți pui întrebări, da? Sunt curci omul. Apoi că să-ți dai seama de tot momentul ăsta, atunci o să iasă contentul. Dar dacă tu nu pui întrebările astea și să mai și cu care stă la tine în oficiu, e greu, nu că el e rău. El pur și simplu nu are condiții să gândească altfel. El pur și simplu nu are condiții. Da, și sunt așa de mulți factori. Factori sunt foarte mulți. De ce ești foarte deseori să mai și cu el pur și simplu se pierde? Unul, Facebook-ul evoluează. Tare repede. Da. Și atunci cum? Nu reușești. Da, dacă știi să stimulezi comunicarea, să pui corect întrebările, să le pui la timp și să nu saturi lumea cu una și aceeași temă, că ok, tu ai spus că vezi și reputația am de sexist. Da, că a fost o perioadă în care am publicat tipul ăsta de content o leacă mai des și lumea m-a luat ca și cum e în șoc, eu de-am gata. Revoluționer în tema asta, știi? Și am oprit o leacă. Deși am pregătit așa niște content bun pe tema asta pentru forțele contentului, pentru a promova evenimentul și m-am oprit. Adică nu l-am publicat pentru că știam că asom doi cu tot. Măi, pur și simplu ca și sfaturile. Foarte des oameni cer sfaturi. Real, nu sunt sfaturi. Adică nu e ca tu spui contentul. Eu sunt de acord cu tine pe de-o parte. Dar tu știi că 70% posibil din brandurile care ne privesc lor content nu le trebuie. Că de exemplu cui? Nu, că de exemplu, nu știu și branduri aici sunt, dar eu sunt sigur că există branduri fotografi. Mai la fotografi, acolo tema vopși e simplă. Uite care e chestia, și vine, content. Și vine,
să-ți dau un exemplu. Cineva zice că e frate, Alex Rodache. Tu... Eu am zis. Da... Da, nu știu, Alex, dacă se uită, dar... Dar ți-e frate sau nu? Da. Da? Dar pe ce spui și cineva zice? Nu-i frate, așa spune. Da, dar eu... Aista, avem mamă și tată diferit. Uite care idee. Tu crezi că Facebook-ul... Domnule, te-ai prins, da? Tu crezi că Facebook-ul poate să-i decide lui conversia? Branding-ul lui să-i decide conversia. Calitatea pozelor să-i decide conversia. Facebook este o unealtă prin care el poate să spună băieți, asta. Calitatea pozei, ai spus, da? Da, calitatea serviciului, produsul. Atunci când tu ai un produs... Adică bun, dacă tu ești Jelka, tu nu ai șansă. Acolo e trist istoria. Trebuie să-i mai răspund la Lebedev. Apoi, uite, ideea este că focusul nu este pe a fi prezent. Focusul trebuie să fie ori tu să îți dai seama, reșind din customers, ce are el nevoie, dar eu n-am nevoie ca Andy să-mi posteze meniul lor nou. Eu am nevoie când eu o să mă duc, ei să mă deservească calitativ, și gustos. Da. Și pe urmă eu asta spun. Păi și băieții ăștia de burger n-aia, las și chiar și profesori de produs, erau Wolbrof. Adică, eu nu știu câți voi din voi ați fost acolo. De acolo este burger eu Texas. Eu prima dată aud, Texas, e pe Bernardațe. 43-69, nu știu adresa. Aici de acolo eu... referă. Când vă duci, spuneți, de la Dumitru. E când ați vădăi, dar spuneți. Apoi că elementul vine că eu la câțiva oameni am spus după ce am mâncat. Eu nu știu, eu am dat like precis la pagina lor, dar eu nu urmăresc. Eu când o să vreau feeling-ul de Burger Texas, eu o să mă duc încolo. Posibil ei printr-o campanie, printr-o postare, o să mă motiveze într-o zi. Feeling de Burger Texas. Asta trebuie un mediu spus. I feel you, Burger Texas. Uite care e chestia cu contentul. Multă lume mă întreabă cum să generez contentul sau cum să adun trafic. E că am avut o discuție, de exemplu, cu o persoană care se promovează tot piața de evenimente, de organizatori de evenimente. Piața asta cu nunți e foarte mare și așa e de... Am fost așa e de subiectivă. În fine, multă lume ieși scrie blog, de exemplu, cum să organizezi eveniment sau cum să... Și chestiile astea, ele de mai timp când nici Google nu le indexează, de mai cât de multe cumuri sunt, în general, în bloguri, și nici lumea nu le mai deschide. Pentru că asta e, nu știu, mie nu m-ar interesa. Însă, când am dat sfatul, scrie un top 10 sfaturi cum să faci mai mulți bani din nuntă. Titlul ăsta e clicabil, moldovenii, cum să faci mai mulți bani din nuntă. Tu îți închipui, el poate să genereze o grămadă de trafic articolul ăsta. Și tu nu trebuie să scrii acolo... romane mari. Tu trebuie pur și simplu să faci într-un top, să constatezi gândurile moldovenilor. Ce înseamnă să cheltui, să faci mai mulți bani? Asta înseamnă, primul rând, să ne vezi cei mai bogați din rude. Corect? Corect. Asta e unul. Este. Că moldovanul nostru așa gândește. Și când dai așa un content, el e real și mintea oamenilor rezonează cu contentul ăsta. Și el e shareable. Pur și simplu. Dar și call to action care? Traficul. Scopul oricărui blog să aduni trafic și de acolo poate, deja pe redirect pe lume. Cu CTA la urmă. Da, da, e că sunt multe branduri care nu au nevoie să genereze contentul. Care e chestia că... Storytelling-ul. Omul care am vorbit, o zic că nu, asta ne afectează nici imaginea. Eu zic, dar cum să generezi content dacă să nu te adaptezi la ceea ce, de exemplu, ar fi interesant lumii să citească sau ceea ce... Nu, cu siguranță, dacă utilizatorul tău are nevoie de sfaturi simple, nu-i parsea, nu, adică, ia că ești ne întreabă și îmi dați câteva sfaturi de customer experience pentru marketeri ce vor să vândă online. Customer experience? Păi, dar așa de general ești tot întrebat. Eu vreau să vând online, dar și vrei să vinzi online? Unde vinzi asta? Vinzi pe Amazon? Sau vinzi pe propriul site, sau prin blog, să vinzi online, sau prin pagina de Facebook. Chiar și, uite, customer experience cu campania ta de Facebook, pe exemplu, da? Adică cum utilizatorul interacționa. În contextul cel cu trolebuzul mai este un detaliu. Eu l-am spus odată într-un live, dar iarăși, vizualizați, încă o dată vizualizați o idee. Există în Power Editor, când voi setați campania, există placement-ul... În Messenger. În Messenger. Întrerup, asta e teme separată. Right column. Da. În dreapta. Da, este.
Sau există placement-ul în audience network, au momentele astea. Da. Apoi, ca să primești că foarte des, noi folosim placement-urile astea la campaniile care n-au nici o relevanță de conversie în placement-urile astea. Da. Adică, foarte mult trafic și noi chiar lansăm săptămânale, că mâine să fie un live tot, am pus în fiecare seară la 7.30, mai tâncă, live-uri, live cu Tomazan. Anume, e ca fiște de ăștia simple. Uh-huh. Pentru că noi sleeve bugetă merge pe detalii. Da, e ca tu pur și simplu ai pus right column, dar acolo, în general, ori nu-i clicabil, ori nu cântă, ori nu... Sau în video-uri recomandate, la video-uri, în general, că voi puneți video-ul. În video-ul, în link, puneți URL-ul către site. Uh-huh. Voi vreodată, din mobil, ați încercat să bifați see more și să clicați pe site. Dar tu chești. Nu, real, ți tu chești, tu iei telefonul și tu uite când îți recomandă video și acolo tare, în primul rând, feed-ul e negru și tare cu sur scrie textul de descriere. Da. Și trebuie să apeși Seymour și leacă mai luminos e URL. Eu nu știu câți din voi asta clichează. Eu, e ca când noi creăm reclama, e ca e și customer relation cu clientul. Gândiți-vă, dar e ca eu ca utilizator, în ce circunstanțe, în ce condiții, de pe telefon, cum eu o să mă uit la asta? Mm-hmm. Pentru că nu e exclus că trebuie să, în general, numai pe mobil să arătați și să arătați fără link, dar prost să văd, dar pe urmă remarketing se face doar pe desktop. Da. Unde să fie clicabil și comod și conștient. Exact. Adică e ca foarte desuri, e ca chestii de-astea nu se fac. Sau mai sunt încă așa texte când scriu un text de vânzare și la urmă dă-i 4 call to action-uri. Cumpără bilet pe Fest, cumpără bilet pe Etichet, cumpără bilet acolo, și până la urmă... Scrie mesaj și la urmă, cu mult respect, și 13 numere de telefoane cu adresă. Filialilor. Da. Și până la urmă, utilizatorul nu face absolut nic, pentru că el se uită la asta atât și spune, nu, ok, mai învățat. Aici băieții la Darwin s-au conectat aici. Oho, și text lung o scrie. Aici, da, aici... Eugeniu, nu pot să dau ochii atât jos și să lepăș să oameni. Tu vorbești acolo, eu îți citesc mesajul. Tu, provocarea și cu Instagram, apropo, tu până și citește, dar eu îmi spun la toată lumea. Intrați pe Instagram pentru că Eugeniu Ganța m-a provocat și a spus că degeaba m-am băgat pe Instagram dacă până la sfârșit de februarie nu acumulez 500 de followeri. Vă rog mult follow, că eu acolo o să încep a experimenta cu textele și cu storytelling-ul și cu stories. Eu n-am spus ce am de gând să fac, cine vrea, follow și urmăriți. Eugenul a confirmat gândul nostru vis-a-vis de in-house outsource, în sensul că spun că cel mai des companiile mici au nevoie de agenții de digital, unde este tot asta. Dar companiile mari, autohtone tot, și au nevoie de un asemăm și bun in-house, de regulă care au avut experiență în agenții. Păi companiile mici ne pare că în general au nevoie de freelanceri. Asta e cea mai bună relație care poate să fie. Atâta timp cât un om nu și are... La noi companii mici ce înseamnă? Omul care încă nu are normal setate procesele de lucru, încă nu știe cum să vândă, cui să vândă. Dar are, nu știe are cum vizitcă. Vizitcă? Da, dar cum? Are. Da, evident. Dar asta e primul rând. Asta Loran a recomandat. Da? Da. Blin, nu-ți poate. Nu, real. Chestia e că un freelancer, el are cât de cât un sistem de lucru și știe cum să lucreze cu așa oameni și poate să fie, și interacționează destul de activ, știi? Adică, când începe o afacere, ne pare că cu un freelancer e cel mai bine să începi. Apoi să treci la agenție și deja într-o creștere mai mare să treci la in-house. Eu cam așa văd relația asta de creștere. Da. Pentru că și freelancerii sunt aceștia care... Noi cât de mult n-am stuchit și cât de mult nu ne-am enervat, dar sunt oameni care iau 100-150 de euro. Și eu luam. Și eu înțeleg că asta nu-i corect și înțeleg că asta e puțin pentru volumul de lucru și apoi trebuie să explici. Și toată relația asta e un segment de piață. De exemplu, să spunem, o frizerie de la Ciocana, pentru și ei o agenție, sau pentru și ei, de exemplu, un marketolog intern. Pentru și ei e Facebook, vopșe. Tot e bună întrebare, dar iar trebuie să promoveze, pentru că din anumite anunțuri poate să-și genereze niște clienți. Adică acolo e o prezență minimă. Chiar și frizerie poate să aibă agenții și... Nu, uite, ideea e simplă. Pur și simplu, in-house, tu când iei un specialist, freelancer, vine momentul, experiența lui mică și tu ai costuri la fel câteodată ca și cu agenții. Adică asta e doar momentul. Tu pur și simplu poți să găsești agenții, doar agenții sunt și agenții care au fiu de 150 de euro.
Adică îți dau două postări și fotosesiuni și chestii. Uh-huh. Adică tu pur și simplu trebuie să găsești echipa. Și noi avem foarte des experiența când posibil aici din 47 sunt și clienți de noștri, când noi ne dispărțăm de clienți. Uh-huh. Când noi căsim, când clienții dispar de noi. Adică pur și simplu tu câteodată nu sunt proiect. Noi am avut două proiecte în experiența noastră care noi nu le-am simțit. Noi după săptămână am spus că... Guys, asta vabșe, Doamne ferește, bătaie de joc, că adică, nu sunt un produs. Pur și simplu să-i spun, băi, nu, pe urmă să-mi iasă euro ăștia pentru... Adică, sau client poate să nu mă simt, el îi spare că e ca nas și da. Și că atunci voi trebuie să, pur și simplu, să vă găsiți echipa. Pur și simplu, în house ăsta e mai greu. Pentru că la tine, dacă de 3 ori pe an se schimbă să mămșicul, tu ai pierdut o lună de zile ca să-l găsești, și încă câte 3 ori, câte mai de lună ca să te adapteze la nou. Adică tu pur și simplu încă 4 luni de zile n-ai lucrat. Și ai plătit și oficiu și impozit și chestia asta. E ca numai elementul ăsta. Dar dacă la voi este la îndemână, curtoie să mănci, care cu 2000 de lei sau 4000 de lei, in-house, 3 branduri ați văduc, tăte și pe să mănci și Instagram și atâta clasnic, super! Crăsavă, dați-l și nouă! Pur și simplu, ne impare, deși mie îmi pare, de exemplu, ca și cum un freelancer, sau depinde iarăși de prețuri, că sunt freelanceri diferiți, sunt care au atât de bine sistematizat lucru, că poate să iei 7 clienți, de exemplu, și să lucreze cu toți bine. Da? Și fac tot bine. Dar sunt care, de exemplu, 2 se dedică mai mult. Eu, de exemplu, pe texte, tare mult timp dedic textelor. Ele chiar mă consumă mult din timp și când stau să scriu un text, eu uneori pot să-l scriu și 3 ore, ca așa un abzat sau ceva, știi? Și când îmi dau seama, pe urmă, oamenii mă întreabă, dar cât tu iei de copywriting? Eu zic, eu vopșe nu fac copywriting, că nu știu cât să iau, că eu nu pot să valorific. Am mai pornit niște discuții unde lumea spune că nu-i corect să iei după numărul de simboluri, alții spun e după ore, dar nici după ore poți să-mi iei jumătate de zi postare să scriu. Păi e după ore. Păi e după ore, păi ora, dar cât e ora? Cât ceas? Băi, o studiu. Ca la dietă? Colegul nostru Eugen, adică așa, hai să-l numim, da, da. Nu știu, unii se supără când îi spui după familie. Tu cum? Cușnir, da, cușnir. Nu, pe mine nimeni nu m-a numit niciodată pe familie, dar eu întotdeauna numesc familie. Bun, cușnir. Hai, fii prim. Da. Nu ceai. Eugen, noroc Eugen. E ca, știi care tema este? Că eu cred că pur și simplu trebuie și mai multe valori în social media. Inclusiv din partea comunității. Cât mai multe valori. Eu, la început de ianuarie, am numărat 15 evenimente în domeniul vopșe, digital și social media. Vin cursuri din România, seminarii gratuite, alte cursuri, chatbot, Vadim Cebanu, salut! Da. Ușe, casau. Și sunt chatbot-uri, copywriting numai, câte cursuri. Tu n-ai numit Zoom-ul, n-ai numit 28 februarie. Zoom-ul n-are nici cu digitalul. Adică, într-un fel are, dar n-alt fel... Acolo este un speaker. Și acolo sunt mai mulți din digital. Da, este unul, pe Facebook Analytic. Da? Da. Plășintă? Nu, plășintă pe Google. Uite, nu, ideea era simplă. Problema este, într-adevăr, noi putem spune că noi am auzit că treaba asta. Bă, și atâtea evenimente, și mai acum, mai adăpă... Noi, pur și simplu, problema noastră este că noi, ori prin targetare, ori nu știu, dar noi nu lucrăm cu audiența nouă. Da, asta e problema. Noi avem o audiență nouă. Nu e a noastră. Asta e problema băieților. Da. Noi avem o audiență nouă care noi niciodată încă n-am atins-o. Noi, pur și simplu, lucrăm tot cu aceeași bază care au fost la Moldexpo la 3 seminare. Îi suni, le scrii, le pui remarketing. Adică... Hai încă mai rău. Avem... În Chișinău ăsta pe Facebook, ăsta stau 50 de oameni cu câte 5.000 de prieteni și asta e cam tot promovarea care se limitează, înțelegi? Dar capacitatea, tu crezi că nu este capacitate? Capacitate este. E ca SMC-ul, cu cât poți crească până la finalul anului în Chișinău? Asta e provocare, lasă-mă. E și eu, 10.000 de oameni se trăiesc pe asta elelea, e ca nu e așa, în fața la ăștia 45 de sfinți care rabdă tot asta. Vă punem câte un like, lăsați spatele voastre. Eu nu pun like-ul. Nu? Nu. Dar oricum n-are niciun sens. Spune. Nu, uite, ideea e că... Poate fac audiență și retargeting. Și ce-mi trebuie, de exemplu, publicitate la creioane? De exemplu, sau la... Mai știi acolo că produsul sunt vopșe. Într-o zi să trebuiască. Cât
niște invitații sunt. Într-o zi, da. Păi că eu cred că noi pur și simplu nu folosim audiența. Ceea ce trebuie să facem asta este ce și-a făcut băiatul este tare bravo, Dumitru Talmazan. Training-uri gratuite. Dar de ce nu? De ce nu să fie două, trei evenimente pe an? Eu pot să dau, dar de ce da? Păi eu îți spun, din cauza că există foarte mulți oameni care n-au să vină cu plată, da. Dar ei au nevoie de first touch. First touch, că ei să zică... Iar ca ultima întrebare. Hai. Pentru ce bagi tot atâta englezism în titlurile tale? Facebook first step. First touch. Măi, dar știi că mie tare îmi place, tare îmi place când eu muzica o ascult nu după limbă, eu după stare o ascult. E că eu nu înțeleg, engleza o înțeleg cât de cât, dar pentru mine contează cum asta sună. Și că dacă sună Facebook first step, e că... Nu ne acoperi fața cu camera de acolo. E că mie îmi place că sună. E că șamu așa punem calpacior. Dar audiența tale îți place? Îi place asta? Audiența mele? Măi, luând în vedere că ei evoluează, luând în vedere că oamenii tot mai puțin mă blastă, mă. Să-și de niște care, bă, și că ai pus chișorul. E normal. Tu da, trebuie să vezi să pui haterii să discute cu fanii și atât e tot. Eu mă bucur. Uite este... Ilie cum faci. E de la Ilie, exemplu. Nu, eu cred că... Dă-i foc la casă. Dă-i foc la casă, lușnir. Ați vezi ce haterii și cum să zic. Dima, unii zic, maladeț. Da. Lasă, este cu comunitatea lui, alții zic, cum tu poți? Da. Nu, uite, ideea e simplă. Eu cred că noi avem piață. Eu cred că noi avem nevoie de o școală de SMA, ori să fie cum noi am avut un offline atunci și să fie instruire. Noi nu avem resurse. Din păcate, SMA-ul, într-un an, doi, îți dispară. De unde? Asta și altceva. El a să evolueze, hai așa spune. El evoluează. A să evolueze în ceva mai complex. Da. Și atunci îți primesc încă mai mare problemă. Noi încă nu ne-am învățat să facem SMA. Păi, stai că la noi încă cactă Moldova încă nu ajunge, eu văd pe piață și încă nu ajunge la tunelurile de vânzare prin Messenger, la construcția tunelurilor de vânzare, da? Este, uite, să fac pe Messenger seminarii. Păi, eu îți reclamez aici un speaker din Zoom și tu e că o pierzi ocazie. Nu, măi, a să vină Chirulanov. Da. Ciuvac puternic. Da, marketing știu. Gamers. Da? Adică se merită de ascultat, se merită de văzut că există oportunități și nu numai... Da, vă recomand și la Lilu să vă uitați. Tu trebuie să zici una așa în spate. Zoomerbusiness.media. Zoomerbusiness.media. Sau talmazan.media în ecraniac. De ce? Eu am spate așa. Zoom... Așa da? Se facem, da, la final. Și întrebări, dacă mai sunt, eu nu știu dacă oamenilor ăștia mai rabdă, dar mi se pare că oamenii pur și simplu au deschis telefonul și l-au pus pe masă. E din respect față de tine. Da? S-a, crezi? Da, followers. Dar eu în închipui cum fata și este în baie și se uită și se distrează și crizește și străchește telefonul și el preciscă-i luat de la Dargan. E că Dargan îți zic ce se întâmplă în 2018, va fi mai greu, mai ușor, cum va fi și de ce? Ne batem mai departe pe Facebook, trecem în ce începe Instagram și Telegram. Părerea mea și mai... Noi am spus gândul mai recent, dar mie, pur și simplu, uite, hot audience în Moldova, asta sunt femei cu vârsta 25-35 de ani din Chișinău. Asta este factorul de decizie care decide tăci. Feministul. Asta tăci, el decide tăt. Da. Dar el strigă la noi că noi zicem ceva. Acum, ideea e simplă. Toți vor să arate reclama la oamenii ăștia. Da. Respectiv, în 2018, odată ce au apărut mai mulți jucători pe piață, reclama o să fie mai scumpă. Asta e precis. Atenția oamenilor e mai scăzută. Respectiv, content, acum, dacă noi în 2017 facem 3 postări pe săptămână, noi reducem acum la 2 postări pe săptămână, 4 postări pe lună. E că, pentru mine, să faci 4 postări, mi-a plăcut o expresie tare curtaia la o agenție. Mă gătăm să pastucă chino. Adică, da, să faci așa, da, a să mai fie ceva de spus. Pentru asta aveți stories în Facebook, aveți stories în Instagram. Da. Povestiți oamenilor, povestiți ce se întâmplă, tăte trășuha, povestiți-o în istorioare. Multe companii stem să iasă de sub logo-ul, înțelegi? Adică sunt mulți directori. Dar... Cine o să facă asta? Angajatul nu vrea, pentru că el nu vrea să asocieze cu brandul. Apoi din cauza asta, pe 28 februarie trebuie să vii la seminar. Că o leapă să familiarizeze cu conceptul că, băi, există și alte alternative. Și în direcția asta, noi spunem că în 2018 să fie mai greu. Apar messenger-urile. Apar automatizările. Nu apar, ele sunt de mult apar. În Moldova. Da, vopșe, da. În Moldova. Apare realitatea virtuală, care se referi asta... într-un an, doi... E ca unii segmente o să apară. O să apară în unii segmente cu siguranță. Da. În mici experiențe, dar să apară. Asta ce înseamnă? Asta înseamnă vectorul în care noi privim. Eu n-aș lua social media ca...
chiar dacă el e generatorul, eu n-aș pune tăte ouăle în transul. Asta o sună așa, sunt căroși. Un ou în transul și un ou punem în offline. Eu cred că trebuie de colaborat. E ca Darwin face geniu cu evenimentul colorat. Că e fain, a fost apoi așa cu desenul acela. Care? Ajudanie reală, zic, în tonul pus. Asta e realitatea. Și nu, asta e un fotograf bun și unul rău. Nu, ideea, cu tot respectul. Eu cred că da, offline-ul, care, brandurile care o să reușească să combine offline-ul cu online-ul, online-ul poate să vă permită să spuneți, ia cam lateți o idee, dar să creați o relație, ieșiți-o leacă la o cafea cu potențialii voștri concurenți. Și asta se poate făcut pe 28, așa. Ia că îmi place. Eu prind gând, așa? Da, pe 28 n-ați și cafea, dar pe 17 martie. Pe 17 martie la Zoom Business îți fie două pauze de cafea. Păi ia de cafea pe și pe 28, măcar cu 10 lei. Nu, că atât îți zic cu șnir mai vlânță. Și încă s-o vând, da? Dar tu adăcea? De ce? Și, apropo, dacă вообще faceți mâncare, luați în calcul veganii. Eu am scăpat din vedere la forțele contentului și am avut un feedback. O zic cineva, de-am de 3 ori întreb de prețuri. Prețurile sunt de la 59 de euro. La Zoom. La Zoom, da, la Zoom. Și îți primește că aveți 50% reducere dacă îmi scrieți mie un mesaj pe Talmazan Digital sau personal. Până mâine la 12 noaptea, toți care să-mi scrie, o să le dăm reducere de 50% la oricare din pachete. Spumant în loc de cafea, temă tot? Spumant tot. Ne gândim. La pe 28 ne gândim la spumant, dar e problemă de... Tu căroce vrei să faci masă-vă acolo? Știi ce vreau? Eu vreau o sară faină. Uh-huh. Eu nu știu dacă speaker-ul să reușească în jurul lui să adune atmosfera asta, însă cu siguranță o să ajute și oamenii care sunt în sală. Eu am pregătit niște content. Pregătesc în continuare și-l ajustez. Nu, tu nu trebuie să pui niște content. Eu am pregătit cel mai bun content care вообще până... Eu am pregătit niște content relevant. Вообще concret. Am pregătit niște content relevant care o să fie interesant pentru două segmente de oameni. Oamenii care niciodată sau de-abia încep să fie în Facebook, pentru noi o să fie ceva genul cum asta. Iar pentru cei care deja sunt temă, asta o să fie că cum tu faci asta. Ia că asta e filmul care își vrea să-l transmit. Genul, ia că și perspectiva asta, nici nu m-am gândit că e posibil de folosit și perspectiva. Sau eu tot folosesc așa ca tine. Băi, înseamnă că eu trebuie să fac ceva mai ghine ca tine. Adică, dacă voi vă uitați la Talmazan și vă zici că eu știu mai ghine ca dânsul, crasavă, ieșiți în față și eu vin la voi. Adică, asta e mesajul meu. Așa cum am făcut eu. Adică, mie îmi pare că noi avem nevoie de șef de experiență. Ei, asta a fost glumă. Noi vă am luat-o cu niște glume acum. Tot live, nu mă glumim. Noi o să ștergem live-ul. Mâine seara la 12 noi o să ștergem. Așa, sau o temă apare în simțiu cu toate. Asta e, eu a fost proplacenă ediția, pur și simplu, de ta prea de s-a apărut. Proplacenă? Hai stai. Dar și transferul și-a la noi, ce-mi slavă? Nu, tu te-ți banii ți-ai luat pe PayPal, vreau, proplacenă. Spoate. Nu, el practică și ceva. Nu ne practic, măi, toate live-urile până acum au fost gratuite. Nu, dar și comunitatea credit vis-a-vis de product placement. E că eu în privat ți-am spus ideea asta și eu o lansez și aici. Eu cred că comunitatea are content destul de bun. E una din cele mai active comunități. Dar, spre exemplu, sunt unele companii care, dacă de făcut corect integrările, că comunitatea să aibă din ce trăi, ar fi destul de ok. E că și care se uită. Voi, cum ați privi momentul ăsta? Dacă, spre exemplu, un brand oarecare ar cumpăra cover-ul pe o săptămână. Eu nu vând cover-ul. Iau câți oameni frumoși acolo în cover-ul. Să închipui câți bani. Ce cu tine? Nu, dar asta și e relevant să vinzi. Cui trebuie cover? Eu nu cred în asta. Eu nici nu vreau să lucrez cu companii care cumpără cover. Nu, dar el vrea un pin. Pinuit, o postare pinuit. Pinuit e postarea de salut. Nu, de ca să dai la vânzare. Cum? Noi avem flux zilnic de oameni și ei trebuie să întâlnești cu ceva, cu salut. Ce să întâlnesc, să vin pampersă? Și câte ori eu m-am uitat la salut? Și eu deodată fac asta. Chestia e că live-urile, asta e o... Nu, puțin, eu gen, puțin se uit la cover, de acord, dar e ca un pinuit sau o postare, e ca cineva zice că... Hai, dar hai să vorbim real. Testul azi cu Mad Marketers, testul cu sloganuri, așa, el a fost product placement. Dar e ca așa product placement trebuie făcut.
Așa. Da, că să-mi cei cu organizator, partener. Da, să înțeleagă că ne-ai luat bani, că să înțeleagă că... Evident. Dar cât ar costa? Sau o postare și? O postare la... Păi eu numai cât eu de la companii care vor să-mi plăsează anunțuri... De angajare sau ceva? Anunțuri de angajare, pentru că el e ca să așa ia. Da, și simplu foarte mult și eu nu le pot accepta. Dar cum de soluționat? Pentru că știi care e problema? E ca nu, unul din gândurile bune, asta e școală de asemenea. Da. Da, eu mă gândesc, dar nu sunt. Și a doilea gând bun. Companiile scaut și apă să-și dăie seama că ori ei nu corect caută, ori salariile care le oferă, ei chiar îți bat jucuritoare. Pentru că multe companii oferă salariul de 4-5 mii de lei pentru un lucru care ei văbșe greu îl înțeleg. Și ei nu înțeleg de ce trebuie să dăie mai mult. Păi chestia e că nu trebuie să meargă conștientizarea numai din partea specialiștilor, dar chiar și din partea companiilor care dau banii ăștia. Pentru că eu, de exemplu, cu 4.000 de lei marketer, nu m-aș angaja deloc. Eu nu știu. Dar tu știi, întrebarea mea vine, tu poți să aduci un randament mai mare de 4.000 de lei? Vânzări? Dar poți să mai achizi procent de vânzări? Să-l nu vânzări. Uite, știi care e problema? Și să ne asiguri că îl calculăm. Noi avem zilnic, 1-2 interni stau zilnic. Mm-hmm. Really. Mm-hmm. Dacă noi suntem funcție de social media, la noi e deschis întotdeauna. Mm-hmm. Dar știi și funcția asta? Integral? Cum nu, e deschis în căutare. Adică noi întotdeauna căutăm social media manager la noi în companie. Chiar dacă el este. Funcția, postul vacant. Da, postul vacant. Și eu, uite, real îți spun, 70% din toți care au fost. Întrebarea mea e una. Uh-huh. Dacă eu pe parcursul unei săptămâni te învăț pe tine mai mult decât tu pe mine, atunci eu nu-s gata să plătesc ți-o ia salariul mare. Uh-huh. Pentru că, na fi gata, tu să pleci cu experiență, adică ce poți tu să mai faci? Nu conversi. Tu, pe măcar, zi, adică nu e ca... Și spostăm. Aia, poate spostăm... Tu înțelegi? Adică problema este inclusiv și în specialiști. Adică tu angajezi un om, da, ce randament, dacă tu dacă mă angajezi pe mine, eu pot să spun cum poți să te ajut. Eu pot să explic, eu pot să fac o structură, eu pot să generez anumit trafic, eu pot să-l analizez, să-ți zic vectorul. Dacă tu ai capacitate, buget, noi putem seta foarte mult campanii. Respectiv, eu știindu-mi randamentul, eu îmi știu prețul. Dar dacă tu vii și spui, și nu-mi place în interviuri, ce salariu doriți? Așa să ne ajung să trăiesc. Dar și m-am angajat să... întrețin sau și... Eu, mi-aș de proce, azi am aflat că el lucrează până la 9 seara. Așa că nu veniți pe noi. Așa că... Ce rest să nu are? Nu, noi am înțeles, știți, că de dimineață nu are sens de lucrat. Da, stai tare bun, ghinie să înțelegi. Stai de dimineață îi slif vremene. Adică la 10, пожалуйста, 10-11, așa. De ce? Uite, pe specialiști, real, pe de-o parte nu sunt. Dar cei care sunt, îs convertiți din jurnalistică, comunicare și PR și e posibil să bun în asta. Dar social media, blin, nișunul care a fost până mu, nișunul, Vadim, nișunul nu a venit să-mi spună, băi, dar poate să treci prin audiență să insights niște chestii. O, dar poate este ai hub de creație. Hai să ne uităm, să ne inspirăm top. E că despre asta vorbesc. Blin, să ardeți cu segmentul că update-ul, nu eu îți spun că a venit update-ul. Tu să-mi spui, blin, a venit update-ul. Și eu zic, blin, așa om, rucami, nagami să-l țin. Dar oamenii care îți implementează, îți facă postări. Două postări pe săptămână asta. Nu îți găsești. De ce? Adică noi nu avem real oameni pe care să-i plătești 10 mii. Păi și până la urmă, ok, diferența am înțeles-o, dar și scrii tu un anunț și al de angajare? Și scrii salariu motivant, grafic de loc. Știi treaba asta? Adică... Da. Tu precis cum că pe asta ai făcut de grad? Și-o pare-ți-o. Oricum vine și ea. Am înțeles. La mine a fost că vineau și pe care am concediat, trimite o CV. Nu că noi spunem, angajăm vreo companie și care să ne angajeze. Pe mine și lor îl trimit. Și tare noi suntem să vedem CV-urile oamenilor care au lucrat la tine. Adică asta e să vezi cum ei se prezintă și te uiți, zici, băi, ai starea aia, trebuie și bun. Dar tu știi, el da la altă la tine s-a dus. Deci eu cred că trebuie să asumi o responsabilitate socială. Tu zici că 50 de ani, 57, Vadim. 58. Asta e recordul nostru încă o dată. Noi azi de două ori am bătut record. Eu zic că după asta, 59, după asta mergem la bere. În doi? Cu 59 de oameni, în doi. Da, să ne înțeleagă, ești zic. Nu, apia, de ce eu cred că SMC-ul trebuie să asume că el trebuie să-i aduce oameni? Trebuie să vă asumați. Păi, eu am fost, uite, am fost la Nicoleta Sergent, am dat un interviu, apropo, să apară săptămâna asta.
în interviu, vă, super, da? Product placement, da. Păi eu deschid cărțile alea. Ok. Și m-am întrebat, tipa jucător, e duși piața, e duși comunitatea. Și am dat o simplă întrebare în același interviu. Dar cine sunt eu să educ piața? Piața trebuie să se educe e singură una pe alta. E ca așa, comunicând, dezbătând, organizând dezbateri la diferite momente, diferite subiecte, când tu vezi că într-o discuție participă 50 de oameni și vezi că 45 dintre ei au o părere sau același val de părere, de exemplu, așa se produce educarea. Nu pot eu să ieși și spun că eu sunt expert în SMM și dacă nu vezi cum spun eu, apă, gata, se, tipă, tu nu ești. Nu, cu siguranță. Nu pot. Nu. Educarea ei se întâmplă ei în realitate. E ca așa cum tăți sunt cu 15 cursuri timp de o lună în SMM, dar ei merge înainte. Unul o să dă în bar, unul o să la mâine, altul o să vândă, altul o să vândă 10, altul o să aibă nică din mine mersi. Din la câtelea. Deja pe rând. Nu te-ai învățat minte. Deci, tot e bine. Băi, eventurile, asta e forța comunității. Asta stimulează engagement-ul în comunitate. Fără eventuri, comunicarea pur și simplu scade. Noi n-am fi fost, cu siguranță. Adică, uite, știi că există așa o fișcă, chiar noi vorbim de oameni. Știi că, ok, că mai sunt 56, dar dacă sunt 5, ce ar fi? Ar însemnă rău? Dar nu știu, eu nu mă gândesc la asta. Eu m-am prins pe o idee. Tu mă pui pe gruză. Cantitatea... Deleagă și responsabilizează. Ei, Igor s-a apucat. El a scris două cuvinte tare interesante. Deleagă și... Nu, uite ideea care vreau să spun. Eu am avut odată o prezentare. Și foarte desea că noi când facem postări, noi ne uităm că am avut numai două share-uri. Dar prindeți-vă la idee că dacă share-ul este unul dintre însele, a fost targetul vostru care a cumpărat. Ce valoare are postarea asta? Are bună valoare. Eu când prezint, dacă eu acum mă gândesc capacitate de 1.000 de oameni, n-a să vină 1.000, noi avem vreo 600 de înregistrați. A să înregistreze până la fine 1.000-1.500, a să vină 600, 300. Pentru mine deja asta să fie un oameni care au venit. Păi eu mai mult a să spun, tu strategic ai ales locul care era să dvași să împarte sala și... Acolo, tras cortina și noi o foce să arăt cum o stau. 3.600 de bine. Problema știi care este? Că eu n-a să știu. Noi sala de 1.000 deschidem. Noi să avem sunete și... Dar mesajul meu era unul. Eu odată am prezentat la o expoziție. Bă, mai bine sună. Nu, am prezentat la o expoziție. Și eu eram ultimul speaker. Însă au rămas 12 oameni. Am văzut. Eu mă simțeam o leacă iurea, sincer. Dar eu îți spun și conversii din întâlnirea și eu a fost, posibil nu trebuie nici 300 de oameni. Adică foarte des noi vrem cantitate, de că din 54 de oameni, e că mai 30 o să clicheze pe talmazan.md și o să registreze la seminarul gratuit. Și asta deja o să fie o conversie foarte bună. Așa la noi spremești să mixăm publicitatea cu gândul. Văd că cineva acolo la burger pe casă îți cază. Și asta e ideea, că noi foarte des vrem cantitate și noi vrem 500 de like-uri, engagement 1000, 1000 de participanți în sală. Pe când noi ne gândim, blind, acolo este un ciuvac, un om, care a să audă că postări în mai multe limbi, asta e posibil. Și că minim mă inspiră ideea asta. Cu un om acolo, poate asta sună blind, tipa, hai, n-am să nu mai mare și cu altruismul ăsta. Dar real, eu am vorbit cu oameni care, eu când le spuneam, voi știți că există o aplicație care, și la dâns și parcă se deschide chakra. Adică, reală, uite, crută, fain, mersi. Pe urmă, omul ăsta te recomandă la auto. Și la tine e că așa se creează networking de educație. Deci aia, chiar și 56 de oameni și acele 73 de like-uri care au dat, 73 de like-uri la postare, 56 de oameni. Asta e live-ul? 70 de like-uri? Da. Nu, tu serios? Nu, e serios, mai mult, 70 ceva. 76. Frumos? Mulțumesc? Mulțumesc. Asta înseamnă că... Asta tu trebuie să spui mulțumesc. Mulțumesc, Vadim. Nu, la oamenii care ne primesc. Eu sper că ceea ce spunem noi este relevant, asta e foarte important, pentru că momentul în care noi o să încercăm să comunicăm, mai deschis, cu plată, gratuit, cu siguranță e seminarul gratuit, o să aibă ceva detalii bune. O secundă, am să arunc încă, dacă 59 de oameni o să asculte până la urmă, voi să fiți primii care să afle cine e următorul speaker la live, marța viitoare. Așa că rămâneți pe fir, asta o să fie informații super. Oamenii ăștia n-ați spați doar, mă.
Dar noi live-ul terminăm în 15 minute, mai. Eu zic că, băi, deci, Iana, stinge, pune, și ne vină. Precesc ceva din comunitate. Da, exact. Dar până suntem 7000, dar tu știi pe test personal? Nu, și asta e problema ta. A mie? Da. Eu știu. Nu, dar eu știu și tu știi, că tu e adăugat câte unul. Evident, nu. Eu analizez profilul, eu știu cine vin, cine resping, cine blochez. Eu cred că comunitatea trebuie să fie mai activă, dacă sincer. Ce înseamnă mai activă? Nu, e ca o leacă mai deschisă. Mm-hmm. Nu numai să beneficiază, mm-hmm, dar și să oferi. Mm-hmm. Adică, e ofer? Da, cu siguranță. E și bine că adică eu... Nu, știi care e fișca? Spuneam de cantitate. Mm-hmm. Sunt de fighi și postări în comunitate. Mm-hmm. Utili care eu le văd și eu nu reacționez nimic. Mm-hmm. Dar eu real nu le văd. Mm-hmm. Dar așa și lucrează tot. Așa și lucrează. Adică, pur și simplu, social media, azi deja asta nu înseamnă neapărat KPI-ul, share, like, comment, click. Content. Are un mistă content. Dar este că v-ați vidit. Mm-hmm. Și când o să trebuiască, ies la comics. Păi mai mult ca atât. Sunt oameni în comunitate care participă întotdeauna la comentarii. Da, da. Sunt oameni care like-uiesc și acolo interacționează prin butoanele astea 5. Dar marea majoritate nu interacționează nici de cum. Ii le dat scriu în privat. Și asta sunt de obicei oamenii care... Vadim, ajută-mă să găsesc până să mă mișc. Vadim, recomandă-ne o agenție. E că așa se întâmplă. Da. La 10 de noapte, Vadim, am probleme cu Power Editor, ia că la mine nu-ți prinește astea. Te rog, ajută-mă. Și dă-i numărul de telefon, stai la 10 seara. Și... Da. Eu sunt copywriter, eu nu știu. Eu sunt copywriter. La Talmazan, de ce ați? Tu așa trebuie să zici, Vadim, karma a să și... Păi, hai să-mi faci și... Hai să o faci și avangardul comunității. 10 oameni care întotdeauna o să răspundă la absolut toate momente. În live-uri, nu în comunitate. La TIC-ul a fost odată un seminar, uh-huh, tot fetița asta, colega noastră, uh-huh, Dana. Ei au asociația asta pentru femei în afaceri, uh-huh, ceva. Uh-huh. Uh-huh. AFAM? Nu, AFAM nu, dar ceva cu... Băi, nu știu dacă ceva... Opsare. Smite! Erau și ei zici, tu ai zis și simțeșo, nu străga și da. Uite, care e fișca? Că ei au creat un fel de top care, de oameni care binevoitori, uh-huh, să ajute. Uh-huh. Da? Uh-huh. Și era un fel de front care răspundeau. Uh-huh. Cu siguranță e utopie să creezi un ecosistem care să și întotdeauna, uh-huh, să ajute și chestii. Uh-huh. Dar nu odată era așa o treabă că genul că sunt unii care sunt gata să plătească un fie lunar, și într-un grup închis în care real acolo și mentor care păi, a discutat ideea asta multe ori. Ei nu-mi place. Nu-ți place? Nu. Că e monetizată? Nu că e monetizat. Și asta tot. Băi, tu știi că contentul gratuit nu atât de tare responsabilizează. Și eu nu mă refer mai la evenimentul din 28 februarie. Nu, de ce? Pentru că nu înseamnă că asta e fața mea acolo, să fii absolut și ce este mine. Minimum costum a și. Deci, așa e bătrățele. Acum, ideea care este că când tu... De ce eu spun că o oră de consultație la mine 100 de euro? Mm-hmm. Și nu glumesc. Dar este și o oră gratuită. Uh-huh. O oră și gratuită ți-o dau. Uh-huh. Dar implicarea mea va fi diferită. Uh-huh. Și trebuie să-ți dai seama asta. Uh-huh. Posibil pentru tine ora asta înseamnă prea mult 100 de euro. Uh-huh. Dar dacă tu ai ști oamenii care au plătit 100 de euro, cât i-au pierdut înainte să afle acel detaliu, care posibil câteva experiențe m-au ajutat. Dar ce, el vine, îți dau 100 de euro și tu îi spui numai un cuvânt? De dat detaliu. Și a dus tăiat în viață, Ghi. Da. Nu. Tu îți diroș. Asta, metafora asta și e mai vestită, când unul a venit la uzină și nu lucra. Și el a venit, s-a uitat și a făcut o crușiță pe o trubă. Și spune, aici. Și îi trimite contul pe plată. Cred că colegii care ne aud au auzit metafora. Eu prima dată aud asta. Aha, e super, o să spui. Dar să spui așa de parcă toți ești. Mm-hmm. Altă dată, nu știu cât la mine. În fine, el transmite acolo $1,000,000. Mm-hmm. Și apoi zice, că, băi, și de... Mm-hmm. Cum asta $1,000,000? Tu prost de venit și ne-ai făcut o crușiță pe trubă. Mm-hmm. Și de la cea auzit atât s-a oprit. Mm-hmm. Și zice, și ok, îți trimite alt cont. Și trimite 999,000,000, să nu știu acolo, la 1,000,000. Mm-hmm. E... Expertiză, îi unde se pun și un cent campus. Uh-huh. Adică nu știu de unde nașat. Uh-huh. Asta e ideea. Uh-huh. Pentru că pare simplu.
E și acolo, eu nu știu că targetare, audiență și nu știu care, dar e ca toși niște indi jăsli la 500 bucks anul trecut. Mm-hmm. Pur și simplu făcând 865 Moldova, e ca bredul este, eu nu înțeleg, cum voi promovați postările astea? Tu niciodată n-ai tăiat atât clienți, nu știu ce, orică îi folosesc butonul ăsta Boost Post, dar foarte mulți folosesc audiența 865 Moldova, cum Facebook o pune by default. Cu 5 dolari vopșe n-are șansă. Dar nici cu 50, pentru că produsul tău n-are nicio relevanță pentru 865. Dacă tu ai bugete, în parte 820, 21, 25, 26. Și am observat eu că mulți antreprenori tratează publicitatea pe Facebook ca și cum ar amplasa un banner în Chișinău. Înțelegi? Și pentru ei să dea 15 dolari și să o vadă 30.000 de oameni, e mai relevant decât să amplasează un banner și nu știi câți oameni o văd. Lor le pare că mai puțină lumea o văd zilnic, știi? Dar chestia e că publicitatea e în feed, e că chestia asta, telefonul general, când îl ții în mână, asta e spațiu privat. Și tu când îi trimis lui o publicitate irelevantă, apel, utilizatorul pur și simplu se nervează pe tine. El ori te blochează cu și mai mult ca atât. În 2018, un trend foarte negativ vine. Multe branduri își pot să promoveze. E că voi aveți un brand. Voi n-ați fost până în 2018 în Facebook vopșe niciodată. Acum voi puneți 100 de bucks-uri și voi promovați un serviciu. Eu ca utilizator mă uit, eu nu știu logotipul ăsta. Eu nu știu brandul ăsta. Uh-huh. Eu nu știu cu ce el se ocupă. Și acolo voi puneți call to action, eu îți clichez să mă duc să completez formularul. Uh-huh. Ori să cumpăr. Uh-huh. E că este cea mai mare problemă, care, una din cele mai mari probleme. Înainte să vindeți, dar faceți o leacă din călzire de audiență, dar faceți un spot și pe urmărițare marketing. Adică, nu, nevlob. Pentru că spațiul ăsta pe care tu vorbești, el, despre asta eu stau și eu văd nepaniatne branduri. Pe lângă faptul că eu văd încă internaționale care mă iau remarketing, eu văd și locale și eu mă uit, nu știu cine să ieși, despre ce ei vor. Ei vor eu să iau mai decizia? Dar pentru mine, vopșei, prostii îți targetează bărbații. Eu nu targetează bărbații. Tu înseamnă că ai buget în titel. Nu, eu economisesc. Eu, vopșe, evenimentul, să spunem, dacă vorbim de forțele contentului, am făcut foarte simplu. Am așteptat ca cu evenimentul să interacționeze 600 de oameni. Am făcut o audiență. Pur și simplu. Audiența care a dat interest sau going la eveniment. Și 600 de oameni. Și în bază la audiența asta am făcut încă 3. 1% asemănător 35. Și am lucrat cu aceste 3 audiențe. Și atât e tot. Ce-și treabă, omul? Dacă spșepi, spșepi. Și evident, când targetez, de exemplu, audiența de 7% care se asemănă cu eveniment, cu oamenii care au dat going la eveniment, știi? Apă acolo el tot o e 18-65. Și de acolo încep să o îngustez. La 25-34 femei. Și micșorez audiența la 20.000, la 15. Și evident că mă costă mult mai ieftin să promovez decât aș da boost de 100 dolari la atâta Moldova. Cui trebuie cuiva din Iedine să știe despre evenimentul ăsta? Dacă Dragoș, cred că e din România. Uh-huh. Dragoș ne spune, mulțumesc Dragoș, dacă încă mai ești live, mersi de apreciere. E în România să ne ducem. Uh-huh. Cum? Pe jos? Da, și pe jos. E ca faci un... Noi vorbim de festivalul Pixel. Bine, eu am să deschid secretul la TAS 58 care a așteptat până acum. Invitatul de la live-ul următor o să fie Călin Biriș. E, noi am pregătit cu dânsul o temă foarte interesantă, dar deja o să fie în anunț săptămâna viitoare. Asta vorbim de România. Da, adică cine a fost la seminar gratuit au ocazia și mai departe să... facă introducerea în marketing. Deci, asta e gândul. Eu zic că noi ne maturizăm. Mm-hmm. Rar, lent. Eu am citit interviul celălalt de la SMC care l-a făcut cu feedback-ul oamenilor. Cine l-a făcut? Unde erai și tu încât te-ai jăluit că te tăie din copertă? Adă-ne minte și feedback-ul. Ultimul forțele contentului. Da, da. Cineva a luat interviu. De la mai mulți... Felice, care? Cum îi spune? Job Diaz sau cine a publicat acolo? Da, Felice? Da. Uh-huh. Și acolo întrebau de trendul în general social media. Și el e trist, adică la peți... Tu n-ai observat că la peți e același cu un fir roșu. Da, Daniela, da. Că tăta e... Da, Job Diaz am dat. Că tăta e rău. Tipa, nu-ți pregătiți, nimeni nu-i bun. Tăta... Păi... În primul rând, eu la eveniment alergam, căruci. Eu ieșim din Pavarot și mine Felice am oprit și a spus că poți să te întreb ceva? Așa. Eu zic, și trebuie. Eu zic, dar pot să scriu? Și eu zic, nu, hai să încercăm. Și asta social media. Și eu, cum am spus că asta e sat, căruță, dar
Și când am văzut cum voi, dar voi ați stat acolo la cafea, la networking, ați avut când se dezvoltați aia ca așa. Dar știi de ce? Când noi am plătit cafeaua. Bun. Sau voi ați plătit plasarea de produs. Nu, nu, dar uite, toți care au vorbit în mare parte, s-au vorbit... Da, evident, da. O leacă, o leacă... Că trebuie educație, bă, bă. De ce e? Apelul nostru mare este, băieți, hai să facem ceva mai mult. Apelul lui. Nu, nu, nu. De ce nu vreau? Eu glumesc. Păi, okay. Eu glumesc, dar și altă dată când ai... Eu serios, 10.000 de oameni să instruiesc așa. Păi, dar dacă să luăm și un live care îți planifică... 10.000 de oameni pe an, asta e câte 1.000 pe lună. Tu, care o cea, e ho-ho, cât de lucru. Da. Nu. Dar eu cred că, sper că cineva a auzit gândul ăsta și l-a zis și, blin, eu tot aș vrea să fac parte din asta și o să-ți scrie ceva. Da? Și vrei să lucrezi gratuit pentru tine? Nu, nu, noi plătim. A, să fac... A, nu, știu, da. Dar tu ai nevoie și de angajat, așa-i? Noi continuu căutăm angajat. Eu mi se pare că resursul uman în Moldova așa de jele, că păcat să nu iei un om bun la lucru. Uh-huh. Adică e ca la tineri specialiști, sfatul meu este, deveniți buni. Uh-huh. Păi, atâta timp cât companiile nu pot găsi, de exemplu, angajați, deși îi feresc să iei la practic. Nu, pentru că tineri. Pierzi mult timp. Știi, eu nu știu, nu știu. Dar și căutând un om 2 ani, nu pierzi timp? Mai pierzi, dar tu îți dai seama când tu dai un task și tu trebuie să-l verifici și din task-ul ăsta să mămi și cu tău, ți-a făcut un trash și trash-ul ăsta pleacă la client, dar clientul nu știe pe Mihail Amoroz Vasilache. El știe pe Dumitru Talmazan, că e contract cu mine, nu a semnat. Eu reprezint tot resursul care iese din compania mea. Uh-huh. Și atunci tu nu poți pur și simplu, tu spui, blin, dar mai gine eu stau și fac chestia asta. Adică e problemă la capitolul ăsta. Îți gata să învățăm. Dacă îți vine și spune că el vrea 8.000 de lei salariu, el nu poate nică și tu știu să-l înveți? Păi, auzi, el îmi spune că are 8.000 salariu, dar tași că el are un canal YouTube în România cu 40.000 de followeri, de exemplu. Tu știi că tineri ăștia sunt așa, net-net și când descoperi câte teme de asta că... Da, eu îți spun, e problemă toată treaba asta, dar, tata și ghin. Păi, eu sunt de acord. Cei care mai sunt, ce întrebări ar vă mai fi interesant noi discutăm? Din câte eu înțeleg, noi suntem pe finele serii de astăzi. Mie mi-a plăcut cum noi am comunicat. Noi am oferit multe emoții, de atât ne șerem multe lume pe fir, pentru că noi întotdeauna zâmbit și glumit. Păi, ce te gândești tu? Eu nici nu m-am gândit la asta. Nu, tipa, am oferit emoții. Asta este starea, apropo, la noi în companie, că așa se lucrează. Cum? E că așa tot e relax. Da? Ceatcă. Ați auzit? Cine caută? Da, adică noi, mie îmi pare că totuși nu știu n-am păproși. E că chestia asta e foarte... Da, trebuie să respingi 10 postări din 12. Pentru că nu sunt relevante pentru audiența grupului. Păi proști, pur și simplu, trebuie. Proști, fă atent, bun, yes. Nu, eu o vreme, pur și simplu, nu blocam persoanele care public mult content irrelevant, dar să încep să blochez, presupune. Există o singură lege după care eu aprob content. Cu telefonul filmăm. Da, da. Telefonul. Eu o dovedesc. Și o mâsă este pe aici. Dă din gând în gând cu chișorul ăsta. Asta e directorul de SMM. De asta. Tu, dacă mai ai ceva întrebări, dacă nu... Cam asta a fost tot. Eu mă bucur, mă mirat că ești pe ăsta. Bordelul a mirat că tu ai gândit ce înseamnă să te reduci. Dar a fost întâmplător, dar noi răspundem pentru cuvintele noastre. Nu noi, eu. Eu răspund pentru cuvintele. Nu, dacă sincer... e că oamenii ne apreciază. Utile, mersi de apreciere. Sistemul e foarte simplu. Și Daniela tot mersi pentru apreciere. Hai spune, finisează-ți gândul că am să uităm. Eu am început să grăiesc și de asta. Așa dacă nu știi puși cu fetele, stai de vorba, cum ai stăt? Cel mai important lucru este, eu sunt surat, am doi copii. Și? Asta am vrut tot să scrie, asta a fost. Asta era zil și-o scrie. Soția mea dar voi să ies în live dacă spun asta, știi? Da? Da, am spus că dacă nu spui, te-ți să-ți creadă că tu tipa ha-ha-hi-hi și tipa amuși telefoncic, știi? Și eu... Da, eu ne-am făcut alte concluzii. Da? Da, eu mi-e pare că tu spui asta pentru că ai șantajuri în privat.
ai sistem. Eu urmă te pun, dacă nu-mi promovezi pagina o lună, păi eu... Asta ar fi tare, mi-a plăcut. Nu, ideea e una simplă. Eu, dacă sincer, mersi mult că ne-ați răbdat și m-ați răbdat și ați fost în contact. Eu tare aș vrea ca 2018 să fie un an în care noi să facem tare mult share de experiență. Eu știu că din cei care ne-au auzit, sunt tare mulți oameni care cunosc chiar și mai mult ca minim unele detalii și segmente. Coaching-ul care îl am eu, sau spune Vadim de coacher, nu știu cum acolo e formulatul, nu ne-a plăcut. Social media coacher. Coacher, nu. Dar pe la tine pe site nu scrie social media coach. Așa e funcția de la Facebook, el zice. Nu tipa, de la bătă. Știu, ai încredere. Eu promovez branding-ul. Așa Facebook-ul scrie. Și din cauza asta eu am lansat și eu vreau să merg pe direcția asta de coach, sincer. Mm-hmm. Eu am ce spun oamenilor. Mm-hmm. Eu nu știu dacă ce o să spun eu o să fie cu mult mai mult decât o să știe general mass. Mm-hmm. Dar eu sunt sigur că toți, omii care, capacitatea maximă care îți vină, o să, pe lângă ce o să vorbesc eu, o să aibă posibilitatea să fac și un networking. Da, și să împartă și gândurile lor. Păi, dacă mai faci și un joc interesant pentru 1000 de oameni, gândești. Mă gândeam, cu tălcuța mă gândeam. Dar... Și de ce pe 28 februarie, eu vă aștept la Leo Grand Hotel, scrieți pe talmazan.md și completați formularul de participare. În comentarii spun și link-ul, dar e simplu, talmazan.md și aici. După care 17 ore au spus cuvântul talmazan în live-ul ăsta. Asta am vrut să spun, asta e lucrul lui Sidorin, el numără cât de des să menționează numele brandului într-un video sau într-un text. Pe 17 martie conferința Zoom Your Business. Asta am vrut să scot eu, tu n-ai răbdare. Am vrut să scot disidori, în frumușel, să dezvolt ideea. Nu, măi, noi, fuguța, pe mai sunt 49 de oameni. Cine înscrie în privat primește 50% reducere până mâine la ora 12, oferta e valabilă, pentru exclusiv pentru comunitatea SMC coordonată și condusă de Kushner. Și în privat scrieți dacă aveți întrebări și dacă credeți că sunt gânduri care putem să le facem împreună, este loc și eu sunt open. Mersi pentru emoții, Vadim, e ca așa, hai tipa, strânge mâna, nu știu. Da, e bine, tipa. Seară bună la toată lumea și... Da, vă mulțumim mult, în general, chiar recordul nostru și atât de multe like-uri în live și asta, știți ce înseamnă? Noi am crescut, noi creștem, noi... Am devenit lemă. E când o zis de speaker, dar ladă. Și de speaker, dar tu cât ai vorbit despre tine? Așa, eu aici apăs gătovă. Așa, tu după ce stângi butonul, să nu dai domnul să pui vreun mat și trebuie să ne sigurăm că s-o stăți, bun? Adică să zicem numai de ghine. Cel mai frumos public a fost astăzi la noi aici.